Bună seara și bine ați venit la o nouă întâlnire a grupului GDD. Mă bucur să văd în continuare și în luna august că mai există persoane care vin. Cu siguranță sunt câteva persoane și pe stream. Vă salut și pe voi. Astăzi avem alături de noi pe, să spunem, un membru mai special al grupului. E vorba de Alex Cărzanu. El a spart gheața cu aceste prezentări. El a făcut prima prezentare a grupului în perioada în care nu făceam încă streaming, deci pentru cine ne vede doar online, este o premieră. Cine a pierdut, a pierdut de acum. Așa. Spre deosebire de prima dată, acum tu ai un nou serviciu, să spunem. Ai o veche ocupație. Într-o altă firmă. Deci aș vrea cumva să încep spunând, nu știu, două, trei lucruri, special pentru cei care au fost și la prima întâlnire, ce s-a mai întâmplat între timp și na, cum ai ajuns să faci prezentarea de astăzi? Mă rog, e clar cum ai ajuns să faci prezentarea de astăzi, m-am ținut eu de capul tău până te-am convins să o faci. Ok, bun, asta fiind spus, ai cuvântul. Da. Nu știu cât de mult am să mă uit în cameră, prefer să mă uit la persoană de aici. Așa. Nu știu, este dintre voi ați și prima oară, că nu mai am fost făcută la Exoter. Mulțumesc, Sebi, și mersi. Cum am zis și atunci, mă numesc Alexandru Cărzanu, lucrez de vreo 3 ani, 4 ani de acum în domeniul, în industria IT, vreo 3 ani ca programator pe jocuri și game designer, respectiv. Ultima oară trebuia să eram la ultimul interviu la EA Games. Did Naked, asta este, și acum sunt game designer slash project manager la Mobility Games. Și astăzi vă voi vorbi despre o temă foarte frumoasă, o chestie care mi se pare un absolut necesar pentru orice companie, respectiv pentru orice game designer. Și chiar și o echipă în care poate nu aveți un game designer deja specializat, dar ca să ceva care să vă ajute să vă faceți proiectele și să le și terminați cu succes. Și anume, cum anume să faci un game design doar. Câți dintre voi v-ar pasiona să fiți game designer? Domnul, it's gone. It's gone. Ok. Ce știți voi despre chestia asta de game? Ultima oară trebuia să ies asta de game design doar. Această creatură de stăriere de asta este. Orice fel de definiție, orice ați crede voi care și facem ce ok, asta era. Ce asta este okay, o temă foarte frumoasă. Orice de care mi se pare absolut necesar pentru orice companie, respectiv pentru orice game designer. Și chiar și o echipă în care poate nu am un game designer deja specializat, dar ca să ceva care să vă ajute să faceți proiectele și să le și terminați cu succes. Și anume, cum anume să faci un game designer? Câți dintre voi v-ar pasiona să fiți un game designer? Și marketing și o grămadă de alte chestii. Și acum să le facem de la un link și să spun. Și despre chestia asta să fie. Deci, în urmă, ce vreau să zic, ca să ne dăm seama la ce este un design, ce este un design, este el negativ, de ce are nevoie, orice zonă de cea mai mare zonă de voi, ca să nu fie un game development. Ok, poți să vedeți ce vreau să zic, e viziune extraordinar, cum ar trebui să vă poți să zic, mi se pare un lucru și absolut interesant, ca ce vreau să zic, în momentul ăla, mai mult nici de game design, ai lucrurile astea, să chiar și oameni ce astea zic, nu sunt astea, 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 nu în principiu, un game design document ne oferă claritate pentru întreaga echipă. Am spus să se asesteze.
dar de fapt este un joc care este open world, third person, va avea acrobații, va avea combat foarte de aproape, puțin range, nenumărate quest-uri, The Eagle Jump, o să fie vulturi și așa mai departe. Toate chestiile astea, absolut tot ce se întâmplă în joc, va fi pus în game design document special ca să fie clar pentru toată lumea despre ce joc. Eliminarea feature creeping-ului. Asta este o chestie care se întâmplă foarte des în echipele, mai ales mici și neexperimentate, și asta e, cred că, cauza numărul 1 pentru care foarte multe jocuri nu ajung să fie lansate. De la super AAA development până la echipe foarte mici, toată lumea începe cu, uite, aș vrea un joculeț, 2D, să pot să sar de pe blocuri, cât timp urcă lava după mine și eu doar trebuie să ajung din ce în ce mai sus, să nu las lava să vină după mine. Midway through development, o să vină artistul sau programatorul sau game design și o să zic, dar n-ar fi fai dacă am face și un hook care te prinzi de alte blocuri? Ba da, ar fi super fain. Mai vine cu un hook. Băi, dar am face și teleport, nu știu cum. A, ar fi super fain, dar nu puteam să face și un futur care dăm peste lava și tot adăugând feature-uri în plus, să ajungi să-ți fi plănuit, ok, în 6 luni de zile, în mod normal, poți termin ideea originală și parcursul celor 6 luni să tot adaug idei, să tot adaug idei, 2 ani mai târziu, încă lucrez la același joc. Nu se numește că ai succes până când nu ai lansat un joc și nu ai lansat un joc până când oamenii nu joacă jocul respectiv. Așa, și îți ofer o perspectivă obiectivă, eliminare de hype. Vă dați seama că prima oară când s-a gândit cineva la SEA să scrie, o zic, băi, ce idee genială, am doamne, o să sparg totul în stânga și în dreapta, este inovativ, nu a mai fost făcut absolut niciodată garantat. După ce te apuci și scrii jos exact despre ce era vorba, îți dai seama că de fapt e un preț pe ăștia, mai, nu știu, un timp, habar n-am avut, pe 1300, 1800, 1800, 1080, 1200, pe acolo. Da, ok. De fapt, e preț pe ăștia, băgat acolo, nu mai este jocul linear, este open world, e, dar nu chiar ceva, o experiență atât de proaspătă. Și te ajută pe tine să fii realist față de propriul tău produs. Nu prea slăbești atunci când nu este nevoie. Ha? Ok, dacă aveți oricând întrebări, please feel free. Moving on. Asta nu am mai putut. Așa, structura unui game design document. Aici este foarte complicat, pentru că dacă o dați pe Google Game Design Document Template sau The Structure of Game Design Document, o să vă apară 250 de rezultate, 250 de template-uri diferite, 250 de formaturi diferite. Industria jocurilor, vreau să înțelegeți, este în continuare destul de nou și astfel noi nu putem să avem termeni foarte bine definiți pentru orice. Deci să merge la un game designer să întrece a game mechanic și după aia să merge la alt game designer să întrece la restul chestii game mechanic, o să dea două definiții complet diferite. De asta când v-am întrebat prima oară ce vedeți chestii în game design, doar când niciunul nu ați greșit, sunt sigur că poți găsesc o definiție pe net care este exact ceea ce ați spus voi. Dar, în mod normal, există oarecum un acord pe care l-a făcut majoritatea game design-ului de cam ce ar trebui, măcar at its core, să fie un game design document și după aia, în funcție de ce proiect și ce echipă lucrează pe acel joc și acel game design document, sunt și mai modific formă. Eu am să vă arăt o formă care mie mi se pare structurată, clară, eu când fac ceva pe asta mă ansez, pentru că mă asigur că acopăr absolut toate domeniile și toate locațiile dintr-un joc. Ăsta-i butonul? Yes! Așa, structura clasică are trei phase. Are concept phase, a design phase și a production slash implementation phase. Dacă ar fi să vă întreb, ce credeți că înseamnă concept phase? Și aici ne apropiem puțin de exact ceea ce ai spus tot la început, un document care să arate, nu știu, ideea jocului. Ce credeți? Ce credeți că am putea să spunem, și ca să vă explic foarte mai simplu ce am putea să fie un game design document, e doar Word. Este un Word mare. Depinde de voi cât de mare, depinde de voi și de jocul vostru cât de mare o să fie, poate să fie de la 10 pagini, cred că Angry Birds, cred că avea 3 pagini tot cu poze băgate în el, până la sute și sute de pagini, cred că la Mass Effect erau 3 romane de dialog. Ăla era doar dialogul de joc. Și ăla trebuia pus undeva și normal că a fost pus la partea de istoria unui game design document. Deci poate avea sute sau cifre de pagini. Ce credeți voi că am putea să introducem la acest concept? Să ca să fim foarte fast forward, suntem la cum anume structurez un game design document. Idei, nu există bad answers, credeți-mă, orice o să spuneți voi, sigur există definit undeva pe net exact cum ați spus voi. Probabil nu în română, ce ne cază? Main quest. Storyline, main quest, ok. Să te gândești, deci, dacă avem aceste trei phase-uri, să te gândești, like, și cum sună fiecare. Deci, una e o parte strict de concept,
Una este strict din design, prin design nu mă refer la arturi, de fapt e design cu pune acolo. Așa și una este o parte specială pentru producție și implementarea propriu zis. Să te gândești, puteți să vă puneți și întrebarea cine anume citește fiecare din phase-urile astea. Nu toată echipa o să citească toate phase-urile astea. Ok. Answer 3 phase, nu după aia dau pe un efect. Eu sunt curios de cum anume vedeți voi astea. Încerc numai ca o poveste, ideea cu care ce, la ce te inspiri sau ceva de ce nu trebuie să fie. Ok, da. Ce vrei să-l dauzi la jocul ăla, ce vrei să aibă nouă față ce dauzi jocul. Foarte bine. Un fel de prezentare din ceea ce îmi spui tu, ce are, ce vreau să dau la jocul ăsta, cu ce vin nou și așa mai departe. Și în principiu cam, da. Drept concept, să vă imaginați că prima oară trebuie să vinzi ideea. Deci chiar și un creator, un director de la Ubisoft, când el și-o imaginat să iasă scrie, el trebuie să stea în fața unui board, să țin un meeting cu marketing guys, cu tech guys, CEO și așa mai departe și să le zic, uitați de ce cred eu că asta ar fi o idee bună și că arăta conceptul. Și ce băgăm noi în concept? Ăsta e butonul. Așa, are ca scop introducerea în proiect la oricărei persoane pe care o citești. Este prima oară când ai auzit de Assassin's Creed. Am să schimb titlul la un moment dat, dar nu am ceva destul de ciudat și cunoscut din lume. Este prima oară când cineva aude de Assassin's Creed. Tu probabil vrei să spui exact ce v-am să mai devenim. Da, oh my god, e o chestie asasin, bla bla, n-ai să intri foarte mult în detaliu, vrei doar să-i oferi un high level overview despre ce-i vorba ca să-l cumperi pe om. Să-l convingi că ăsta este genul de joc pe care și-l dorești. Așa, și am scris acolo, este o introducere în proiect, respectiv o carte de vizită pentru toată lumea care o să citească pe o chestia asta. Așa, e definit prin două părți. Și dacă literalmente vă imaginați, când spun toată structura asta, vă imaginați, începem game design document-ul de la Assassin's Creed. Asta este prima foaie din Word pe care o aveți. Și scrieți, vă lăudați cu titlul ăsta, Assassin's Creed. Super! Bestia. Și de aici ce scrie? Normally, habar n-am ce scrie lumea, ce ar trebui să scrie lumea, ar trebui să fie o chestie asta. 1. Concept. Am cel mai frumos scris. Acum chiar să nu dați pe tablă, mi-ar fi mie rușine să văd ce am scris, așa. Și am spus acolo... Hai să știi că eu de aici nu văd nici cu ochiul liber, deci pe cameră poți fi sigur că nu se vede nimic. Putem regla această problemă oricând. Assassin's Creed. Super. 1. Concept. Amic. Să nu oprem. Game concept. Am să nu-ți fac. Whatever, vă gândiți. Nu am văzut editing scris aici. Așa. În principiu aș fi dat fontul mai mic și l-aș fi făcut în cap dacă era nevoie. Așa. Și o să începeți cu game pass. Și ce o să puneți aici? Să mă rog, ce pași în care o să puneți acolo? O să puneți un intro. Și nici nu am scris. Intro. Cu bold, frumos, header. Puneți o frază scurtă. Assassin's Creed is a third person, revolutionary, open world, parkour, action, adventure, game. Stealth game. Action, adventure, da. Stealth, action, adventure, game. Bam. Aia este, deci cu această frază bombă, voi trebuie să vă asigurați că îi cumpărați pe oameni. Trebuie să le dați foarte mult wow, nu trebuie să încercați. Trebuie să... De fapt, corect, la Assassin's Creed prima dată a fost conceptul de social stealth. Ăla a fost principal. Da, într-adevăr, da. Agreed. Da, și deci numele jocului, ce aveți, ce e super important ca lumea să știe despre jocul vostru și preferabil și pe ce platformă. Cam atât trebuie să spuneți în intro. După aia, semna cu intro, e de sub. Tot cu bold, alt header, description. Am luat exact ceea ce ați scris mai sus și acum și detaliați chiar. Ce vreau să zic prin Action Adventure, în cazul de Assassin's Creed? Ceea ce vă recomand eu să faceți să o transformați într-o experiență narrativă, să o gândiți ca un walkthrough. Așa o să explicați cea mai ușor jucătorilor. Că you are put in the perspective of Ezio Auditori, parcă așa cum ar primul. Nu, ăla e... Ăla e al doilea? Al doilea. Whatever. Cum ar chema cu primul? Așa, ești pus în piele. Altaier, era un... Așa, Altaier. Oh my god, sunt atât de mulți. Da, ești pus în pielea lui Altaier, un asasin care trăiește, mă rog, un om normal din ziua de astăzi, din anul 2000, whatever, bla bla, care se întoarce în memorii strămoșilor săi, bla bla. Și vă asigurați prin walkthrough-ul ăsta pe care îl spuneți,
că atingeți fiecare din punctele puse în intro. Dacă ați pus pe, nu știu, în Action Adventure, dat, demonstrați partea asta în description. Camera e, vei avea posibilitatea să te cați pe clădire, în the best parkour experience up to date, combining Mirror's Edge and Prince of Persia, parkour all together, bla bla, super stealth combat, Tom Clancy, Splinter Cell, mare de ciudă când vede asta și așa mai departe. Cel mai ușor de descris e, unul, să folosiți persoana a doua, tu, ca jucător, vei face asta. Tu, ca jucător, poți face asta, tu, ca jucător, vei observa grandoarea, nu știu cărui oraș era în primul, și așa mai departe, replicat extraordinar de bine, din punct de vedere istoric și arhitectural, sunt sigur, așa. Bun. După aceea treceți la feature-ul key pe care le aveți. Probabil Assassin's Creed era open world, parkour, an exquisite storyline, așa, așa, și super stealth mechanics. Social stealth. Social. Introducing the new and innovating social stealth mechanics. Și astea, când puneți la key features, cum ați scris și acolo. Simplu, scurt, cu liniuță. Deja l-ați pus în descriere, deja l-ați pus și în intro. Dacă eu sunt la marketing și eu n-am nicio treabă cu jocurile, pentru că, crede-mă, ăia nu joacă jocuri, deși lucrează în industria jocurilor, n-am nici cea mai mică. Ei doar se uită la Assassin's Creed și îți spune pe următor. 2,9 milioane de dolari. Asta e ce știe el. De Crysis 3 ce poți să fie? 1,2 milioane de dolari. Și that's all they know. Pe când, când se uită la key features, o să fac, ok, open world, ce? Așa, bla, bla, check, check, check. Ah, ok, ăsta, da, am văzut că publicul de 16-20 de ani vrea open world, am văzut că există o nouă tendință pentru stealth, nu știu ce e social stealth, dar nu contează tot stealth pe el și, da. Aici trebuie să puteți să mă convingeți atât pe mine ca și gamer, probabil, când mă uit este lista de key features și n-am trebuit să vă citesc nici descrierea și nici intro, mă uit acolo și văd, ok, îmi plac jocul de tip open world, cât și tipul de la marketing, cât și toată lumea. Așa, și după aia, genre și platform, it's kind of obvious ce puneți aici, vrei să-l lansezi pe PC, lansează, spune pe for PC. Genre ar trebui să fie pentru Assassin's Creed, cred că Action Adventure, direct și punct. Nu contează partea de third person. Da, și efectiv, acolo jos, third person, urban, exact ce am spus, nu trebuie spus. Action Adventure, Game for PC. Și asta e partea de concept. Game proposal. Pentru cine trebuie numai jocul? Amintiți-vă cum v-ați zis că un creative director ar trebui în mod normal să-și prezint ideea. Prima oară. Cui o prezint? Poți spui eu la mai tare ca să mă spui. Investitor. Exact. Pa! Aici, deci, vorbiți cu oameni care n-au treabă cu jocuri, nu o să joace jocuri absolut vreodată în viața lor. Le spui third person sau first person, probabil la first person mai au amintit Counter-Strike sau cu Half-Life, dar cam acolo i-ați pierdut, nici aia s-ar putea să nu fie. În principiu, persoane la vreo 50-60 de ani, dolari de bani, care doar stau și își pun întrebarea de ce aș vrea eu joc cu Assassin, nu știu ce, prostie, în 1200, ce nu facem Call of Duty? Why are we not back in there? Ce ar trebui, ce credeți că ar trebui, cu ce am convinge pe ei? Că asta este o idee bună. Lor nu le pasă storyline. Lor nu le pasă din mult inovăm sau nu inovăm. Ei, dacă, din punctul lor de vedere, dacă am putea să nu inovăm și tot facem același joc în continuu, ar fi bestia din punctul lor de vedere. Să ocup pe ei cu ce iată ca documentul nostru. Key selling points. Cum vă? Key selling points. Key selling points, ok. Pe asta când îi demonstrezi? Cum crezi că ai putea tu să arăți un selling point la jocul? Prin ce an? Dacă eu îți spun că, oh my god, open world. Exemplu este. Exemplu este. Story. Exemplu de alte jocuri care au implementat lucrurile astea. Foarte bine. Foarte bine. Exact. Exact. Ok, nu știu jocurile alea, dar îți spui că nu știu care de pe piață, care e și ăla open world, uite cât pare apucă. Foarte bine. Ok, ce mi trebuie? Market analysis. Public țintă, titluri de succes concret. Când spun public țintă, aici nu e, like, aveți două variante. Dacă vă pricepeți în domeniu și aveți abonamente la site-ul specializat, este unul. N-am apucat să-l pun aici, am apucat. Dar am să-l pun pe grup. Este un site la care dacă dai $15 sau $20 pe lună, ai acces la toate statisticile lor. Și iau cel mai bune statistici din planeta asta. Nu știu cum își iau ei tot ce își iau, dar efectiv îți spune publicul țintă pentru, mă rog, pardon, publicul de jucători sau media de vârstă a jucătorilor care joacă Counter-Strike, care joacă Team Fortress, care joacă Overwatch, care joacă Dota și așa mai departe. Au acces la enorm de multe date. Nu știu de unde, nu știu cum, nobody cares, dar de legit, aparent. Așa, și le puneți, ok,
fie faceți o chestie de genul ăsta, fie vă interesați voi scrolling through the forums și văzând ce puteți voi clar să deduceți fără să faceți presupuneri, dar efectiv să vedeți clar, de exemplu, nu știu, la EVE Online, dacă sunteți familiar cu jocul ăsta, media de vârstă la EVE Online este din 34 de ani. Da? Din când în când mai lăsarea acel pui de 16 ani, care e Hi! Can anyone help me? Știi? Și-l auzi pe un care are la 3 ani nevastă și la 4 la copil și like My youngest child is older than you. Da, și te arunc pentru whatever. Sau titlul de succes concurent, exact cum ai spus tu. Le arăți, ok, uite. De ce cred eu că Assassin's Creed o să prindă? Prinsă Părcea au prins și aveam elementele de acrobatică pe care le avem și noi, avea și el combat foarte apropiat cum avem și noi. N-avea stealth și open world, deci astea sunt deja ingrediente pe care le punem noi în plus. Technical analysis. Feature-ul nemaipunit, riscul este mai resurse și timp. Feature-ul nemaipunit, dacă ai de gând să revoluționezi, trebuie să le specifici chestia asta, pentru că lor nu prea le place chestia asta. Nu e un risc, e totul altceva, dar să vă gândiți când ce scrie acolo risc și ce eu am să pronunț acum risc, este totul complet separat. Pentru un investitor, feature-uri nemaipunite înseamnă că ai să încerci ceva și nu există nicio garanție că o să reușești. Vreau să generez, nu știu, 300 de blocuri pe secundă cu un procesor i3, super high poly, mă rog, nu să trec cu o placă de 1 giga de RAM, super high poly și așa mai departe și în jurul acestei idei se va învârti jocul meu. Ok, am mai fost făcut așa ceva până acum? Nu. Ce ar presupune chestia asta? Uite, să facem cam așa, cam așa, cam așa. Dar asta nu s-a trebuit să o puneți acolo ca fi cel mai întâlnit riscul. S-ar putea să dureze mai mult să ne facem engine. S-ar putea să dureze mult prea mult să facem nu știu ce shader. S-ar putea să nu ne iasă din prima fizică pe care ne dorim noi și să avem deci un background. Orice chestie care ar putea să creeze alte întârzieri în proiect, nu s-a menționat la riscuri, și estimări de resurse și timp, asta e straight forward. Pentru echipele mici, sunteți 4 oameni care vreți să faceți un joc. Salut! Voi v-ați gândit că o să vă ia 6 luni să faceți jocul ăla. Păi, efectiv, asta e ce scrieți. Resurse, 4 oameni, timp, 6 luni. Pentru echipe mult mai mari, spuneți, ok, probabil că dacă suntem 30 de oameni, să zicem că suntem o companie, suntem formați din 30 de oameni, nu știu cât sunt programatori, nu știu cât sunt artiști și unul singur game designer. Ok, ce o să am nevoie? Să am nevoie doar de 2 din cei 5 artiști, doar de 4 din cei 10 programatori, din aia 4 am nevoie de un senior și 3 junior și preferabil pui acolo și cam care este mai mare salariul lor. Și după aia faci un calcul, cam cât timp crezi că ai estimat că ar dura și pe chestia aia, la final, dai un total să se prindă investitor, ok. Poate nu-mi place foarte mult ideea asta, dar investiția este destul de ieftină și deci nu mă deranjează atât de mult să risc în voi. Ok, și coste revenue. Ce costuri ați mai avea implicate? Asta e diferit de resurse și timp în ideea că, ok, momentan, nu știu, să zicem că vrem să lucrăm cu VR, am nevoie de HTC Vive, Oculus și nu știu ce trebuie precizat chestia asta. Am nevoie de o stație grafică, nu știu, de care cu două titani legate în sălii și bla bla. Am nevoie de 5 monitoare și mai departe. Asta vă propuneți la costuri. Preț de vânzare, cam la cât estimați voi că ați vrea să lansați produsul respectiv și estimare profit. Păi, aici vă uitați la alte jocuri. Luați un minimum, un maximum, vă gândiți de ce jocul a avut succes, are improving on it, are innovating on it, dacă e improving on it, puteți să trageți o medie la ce au făcut altele înainte și să estimați din chestia profitul, dacă inovați, puneți puțin la minimum și puneți infinit la maximum. Nu puneți nimic, dar puneți o cifră de succes absolut, ce ați considerat voi succes absolut, nu știu. Dacă voi ați considerat 500.000 de copii vânduți ca fiind succes absolut fiecare copii la 10 dolari, să vândă că ați tras profit 5 milioane de dolari, unde ar fi succes absolut. În industrie, succes absolut, dar înseamnă 10 milioane, 12 milioane, poate și mai mult, în funcție de cât s-au investit înainte. Like Rockstar, când au făcut GTA 5, 800 de milioane au băgat cel mai mare buget de ever și din doar cât o scos de pe console și o scos 1,3 miliarde de acolo, dar era clar că o să cumpere și după aceea când o băga cu PC-ul, mai scos de 1,2 miliard și așa mai departe. Bine, dar dacă nu mă înșel, GTA este cel mai scump joc produs vreodată. Exact, da. Cu 800 de milioane buget, I'd expect that much. Și la ei nu a fost cum au făcut Bungie cu Destiny și ei s-au luat, dar am băgat și noi 500 milioane în joc, 300 erau marketing.
Ok. Și hai să intrăm în design. Facebook nu trebuia să vă arăt chestia aia, m-am arătat deja în momentul ăsta. Ok. Evident că în design o să vorbim despre absolut tot ce se întâmplă în jocul nostru. De la nimic la tot și o să mergem rând cu rând la fiecare. În principiu, scopul... Uite, până acum v-am zis exact cine o să citească părțile de concept. Prima parte de concept, The Game Concept, aia o citești toată lumea. O citești ăla la marketing, o citești și echipa ta. Prima oară când te duci și vrei să-ți vinzi ideea și la propria ta echipă, uite ce fain ar fi să facem astea să scrie. Prima oară dai chestia aia să o citească. Aia acolo cam the main gist of it. Partea de... Așa, The Game Proposal, aia o văd doar cei de la marketing, respectiv investitori. Și acum ajungem în design phase. Asta este strict echipa. Nimeni la marketing nu o scrie să vadă asta vreodată. Doar tu și echipa ta. Și echipa care lucrează. Aici o să trebuie să vă descrie foarte clar și detaliată a viziunii tale despre joc, a fiecărui element în parte chiar aș completa acum când stau și mă gândesc la chestia asta, și e format din două părți, functional și technical. Cine vrea să ficească ce ar fi functional? Asta e cea mai simplă întrebare. Deci vă gândiți deci de acum o să descriem tot jocul, ce ar fi în partea funcțională a descrierii? Acțiunea jocului. Da, și... Da, și vă dați seama după ton din ce îmi spune. Mai veniți cu propuneri. N-am spus nimic greșit când am aici, am de aia respectat. Spunea cineva, am dat ceva de poveste. Nu? La început ați zis cineva că ar intra și povestea jocului în games, dar nu. Și povestea intră. Și multiplayer intră. Și balansarea ei. Fiecare butonaj pe care poți să-l apeși, aproape în principiu ca acțiune reprezentată în joc, totul intră aici. Literalmente tot jocul vostru îl veți pune în partea asta de funcționalitate. Iar la technical, aia nu o să mă întreb că aia e mai factor de felul ei. Bun. Cine o să citească chestia asta? Întreaga echipă de producție și conține. Exact la fel cum am pus la chestia aia, o să aveți. Yeah. Super. Design phase. Și dați, cam și nou. Whatever. Și începeți. 1. Game mechanics. Hai să luăm un exemplu foarte simplu ca să credem de comun de acord asupra unei definiții pentru ce înseamnă mechanics. Luăm mare. Ce poate să facă mare în joc? Am pornit de la Assassin's Creed și trecem în mare. We're doing good. De la bestseller. Dar să știi că și Ubisoft a ajuns la o concluzie similară. La ce anume? La Assassin's Creed, nu știu, ultimul de 3 titluri. Ce cu ele? Are de 2D platformele. A, da. Și ele chiar sunt mai decent, sincer. Primul nu a fost așa de bun din toată chestia, dar după aia am învățat băieții, e destul de bine cum se fac. Ce ar fi game mechanics la mare? Sare, trezează. Sare? Ok. E atingere. Ce atingere? Dușman. Care e? Ok, doar pe aia care vine în dreapta. Și de stânga, și de sus, și de jos. Altfel, mai poate mai mare altfel. Scală din platformă. Foarte bine. Sunt nenumărate tipuri care e mare, poate să moară. Important e că, da, trebuie să precizezi fiecare din toate chestiile alea. Aici, atenția la detaliu este extraordinar de important și o să accentuez chestia asta mai mult. În principiu, game mechanics înseamnă tot ce poate să facă jucătorul în jocul vostru. La mare, într-adevăr, poate să sară, poate să moară. O mai fost la un moment, mai este exemplu de cutia cu semnul întrebării. Ce mai poate să mai facă deci Mario? Să dea cu capul. Hai, prima oară dăm cu capul. După aia vedem noi ce se mai întâmplă după ce am dat cu capul. Bun, dăm cu capul. Ce se întâmplă în momentul ăla? Spargem, nu spargem, ratăm. Exact, spargem, nu spargem, ratăm. Foarte bine. Bun, whatever. Și pe aia ajungem la power. Descriere la fiecare power. Fiecare power din toate chestiile alea modifică modul în care mare se comportă. Steluța îl face invulnerabil la absolut orice. Floarea roșie îl face să tragă cu prostia aia. Și nici n-am simt în toate power-uri care sunt la mare. Cum am uitat la urmă, mare au prea multi power. Eu nu mai rețin. Dar ce costume faine au? Da, ce costume faine au. Da, și la partea de game mechanics o să prezentați mecanicile prezente în joc. Și descrieți pe absolut fiecare parte. Faptul că Mario, nu știu dacă mai puțin erau lienii, respectiv, pe care puteai să urci și ajungeai de obicei în zona norilor. Ok,
faptul mare poate să urce astfel de chestii, faptul mare poate să spargă bloc. Faptul că se întrebări este un bloc care nu se sparge, dar îți oferă o recompensă. Cum am omorât mine amici? La unii le sări pe cap, la alții le facem whatever, bla bla. Ok, punem mecanicile alea. După aia, core game. Ce se întâmplă în Mario at its core? You run, you jump, you avoid obstacles, you get power-ups, you end the level, you go again. Mă rog, you jump above the flag, you go again. Dacă mor, go again. Și asta este loop-ul continuu. Core gameplay, efectiv la asta se referă, care este loop-ul jocului în sine. Și orice joc, care ar trebui să fie fun sau nu, are un loop continuu. La Candy Crush, ok, match 3, match more than 3, câștig, pierd, iar la cap. Am descris în linii stupid din mai de la Candy Crush, dar you get it. Într-un joc de strategie ar fi build, create units, combat și, cred că, mă rog, gather resources, build, create units, combat, tot așa, continuare. Gather resources, build, create units, combat. Lose said units. Așa. Și după aia, dacă ați mai avea și multiplayer care să modifice, nu știu, chiar dacă le-am modificat, ar trebui specificat multiplayer-ul, pur și simplu reprezintă mai mulți player pe aceeași hartă. Ar fi de preferat să spun dacă ar fi multiplayer simetric sau asimetric și alte detaliile astea, sau cum îi lasea să scrie multiplayer-ul. Sunt trei oameni într-o arenă, fiecare trebuie să formare pe altul. În cazul lor chiar merită să stai să explici acolo tot conceptul lor de multiplayer. Bun, that was the fun și amusing, când doar stați în bord. Mă rog, nu chiar doar aia, dar... Now we go to the less fun. You are flowchart pentru ecrane. Asta înseamnă că vă gândiți la absolutate ecranele care există în joc. De la main menu, la game over menu, la pause menu, la upgrade menu, la... Ce menu este? Loading. Deși ăla nu mai este menu, dar contează loading screen. Absolut orice la Mario, după ce ai trecut dintr-un nivel în altul, efectiv ecranul ăla, o stat cineva și-o gândit foarte bine ecranul ăla. Ți-l pune pe Mario în centru, îți pune lumea la care ești, îți spune cât timp mai ai, câți bani mai ai și cred că sub Mario îți apar și numărul de vieți rămase. Și pentru atât de bine mi-a rămas în minte, cât de elegant și frumos a făcut tipul ăla ecranul ăla de lobby. Și nu ne-a pus like, nu știu ce text message random că știați că prințesa, de fapt, se marchează și face doar 4 din cele 5 unghii și un fun factor-ul ăsta la loading screen-ul din ziua de azi, care nu sper. Nu, a pus informații esențiale, ușor de văzut, ușor să-ți amintești când treci, nu știu, zice că ai trecut de al 30-lea nivel, doar te interesează cât timp mai ai. Deja creierul știe că, ok, dreapta sus mă interesează din loading screen, vreau știu câte vieți mai ai, sub Mario, centru, sub el. Ok, flowchart pentru ecran. După care, după ce, și flowchart-ul ăsta, deci nu numai faceți flowchart-ul puteți gândi în felul următor. Deci, at its basic, pur și simplu, faceți așa. Fără detalii, fără nimic. Main, main. Like, literalmente, intrați în Paint, în Adobe, în Photoshop, ai un chiar ce intrați, dar desenați o chestie de genul ăsta. Din main menu, unde pot să intru în joc, dacă în joc single player și-am dat un game, sau intru în opțiuni, options și tot așa, 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 așa aveți flow de pe joc. Până când la un moment dat ajuns la o chestie care e back to the main menu sau back to whatever menu aveți pe ok, după ce ați făcut fiecare prostire din asta, după aia aveți nevoie de functional breakdown. Și ce înseamnă functional breakdown? Prima oară a fost ușor, ați avut chestia asta și doar ați scris main menu nou și ați acoperit toată asta cu main menu. Acum o să puneți main menu deasupra. Fii ca talentul artistic să fii cu voi mereu. Și puneți. This is my main character. Da. Și după aia începeți să trageți săgeți. New game. New game. Character. Concept. Options. Bla 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 bla. E primul ecran. Următorul, faceți, luați fiecare ecran și explicați, nu când numai că explicați, desenați exact tot ce o să apară pe ecranul ăla și după aia să puneți și o explicați la fiecare cuponaj și la fiecare chestie în sine. Să zicem că ne referim la un first person game. Aici sigur o să vină dick jokes-uri în astea grave. Și asta este arma. O vizualizați în 3D. Așa.
după aia avem bla 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 pe aici și bla 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 pe aici. Aici pun. Chiar dacă nu este buton, aici este live. Aici este habar n-am, ammo. Vă primiți. Toate chestiile astea. Și asta este functional breakdown care trebuie să-l faceți. Și respectiv modul. These are models. Tot ceea ce vedem. Bun, story. Să zicem că aveți, ați lucrat la mesele. Are trei romani din doar de dialog, de remite din narațiune prin spate și mai departe. Evident că în game design document nu o să vă promiți toată povestea. Nu o să stea nimeni vreodată să citească nici măcar o frântură din chestia. În schimb, o să puneți super maxim rezumat povestea. Tii, ești pus la începutul jocului în pielea lui Captain Shepard, un comandant, nu știu ce, bla bla. Vei merge prin galaxii întâlnind diferite personaje, bla 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 bla. Scopul tău este de a bla 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 și preferabil mai pui și un ending pe acolo să-și dea lumea seama cam ce se întâmplă. Unde la ending, la ei înseamnă to be continued in part 2. Așa. Dacă sunt personaje importante, mă interesează doar secondary characters. Nu vă apucați să-mi spuneți de fiecare NPC care există în jocul ăla, tipul ăla care stă la... I-ați înregistrat două replici de dialog și nici pe alea nu mai sunt luate în joc, nu mă interesează de ea. Dacă sunt personaje relevante la poveste, da, scrieți numele lor, puneți o mică descriere la fiecare. Dacă există backstory foarte important, o planetă anume este foarte importantă pentru Shepard, că acolo a murit hamster când era mic. Ok, punem planeta aia. Că un personaj o să refuze să meargă cu tine pe planeta anume că, nu știu, că acolo este un virus care dacă el inspiră aer din planeta respectiv, că el moare, da, așa este, este suficient de relevant. Și puneți și chestia aia. Ok, art and video. Stilul vizual, dacă vreți cartoon, dacă vreți super high poly, dacă vreți low poly, dacă vreți blood and gore, bla bla, orice, mood-ul. Ce anume ar trebui să vă inspire stilul artistic. Sunt jocuri care, din punct de vedere artistic, sunt strict recreaționale, cum ar fi Journey sau cum ar fi Altos, Adventure, pe telefon. În jocul snowboarding care chiar are efect. Este recomandat de anumiți psihologi pentru persoane cu, nu știu cum se numeau, oameni care au atacuri de panică, să-și scoată telefonul și joace chestia. E like super calming, deci e așa asta, parcă it's like you're high and you're playing something, așa se întâmplă. Așa, un mood pe care îi drag ca stilul artistic să ți-l transmită și asta o să-i ajută foarte mult pe artiști. Nu trebuie să știi tu artă, nu trebuie să-mi spui tu la artiști cum să desenezi, ei o să înțeleagă prostiile pe care le scrii tu de aici amorul de asta, atât încât chiar te obosești să explici în detaliu. Ok, caracteristici. Vreau să fii foarte mult sânge peste tot, în art levels, toate texturile vreau sânge sau, nu știu, vreau să întotdeauna să vadă soarele sau o lumină, întotdeauna să vadă personaj. Paletă de culori, dacă aveți vreo preferință de culori, nu știu, nu pot imagina un horror game care e alb-negru sau alb-negru-moșu, pot să-mi imaginez lejer așa ceva, în același timp pot să-mi imaginez Candy Crush care e paletă de culori, toate. Tot 256 de pizza, iată, tot ce poți să iei de acolo. Așa, 2D, 3D, art și animation, le spui cam care ar fi, nu știu, direcția pentru personaj. Vreau personajul cu capul foarte mic, dacă știți picurile alea de personaj, cap foarte mic, dar corpul foarte exagerat în proporții sau whatever. Și la animații vreau să fie foarte realistice, poate chiar motion capture, sau vreau să fie mai brute de felul lor, mai necizelate. Și dacă aveți idei pentru cinematic scene, să puneți. Când începe jocul, la Mass Effect vreau să explodez în prima secundă. Cum a început jocul, îți apare acolo, Mass Effect. Explodează o planetă în fundal, bla bla, fire peste tot, toată galaxia are nevoie de Shepard și îi spuneți exact cuvânt cu cuvânt cum vedeți voi o întreaga scenă de cinematică. Sound and music. Din nou, ce stil muzical vreți? Vreți ceva, mă rog, ai tot ceva, nu știu, vreți rock, vreți electro, vreți dubstep, nu contează. Teme. Nu știu dacă sunteți familiar cu ar trebui să jucați și Oblivion și Skyrim, să observați chestia asta. The Elder Scrolls în sine are o temă care repetă de la Morrowind încoace, dar o tot fac diferită pentru fiecare, mă rog, pun niște influențe în ea pentru fiecare joc în sine pe care l-au făcut. În Oblivion era foarte nobilă din fire, era vorba despre rege, despre un întreg regat și deci trebuia să fie that whole noble thing adăugat la tema
The Elder Scrolls, pe când la Skyrim e aceeași temă când stați și ascultați fundalul piesei, dar e când e cântată de 10 bărbați care tot încearcă să fie mai barbar și mai Mr. Muscolo decât celălalt, vă dați seama că numai Nobel nu mai sună aia. Ok. Ce mai aveam? Deci aia erau. Teme mult. Ce anume vrei să ți inspiri muzică? Cu toții știți când vă gândiți la un joc horror, știți sunetele alea de verb care țâui în ureche și exact înainte să iasă prostul ăla sau nu? Exact, atunci începe la like, na-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 na. Atunci ales te zușă. Știi și, da, dacă vreți un anumit mult, o listă de sunete pe care, nu știu, îi găsiți pe... ați jucat un joc și vi s-a părut foarte interesant cum s-auzea shotgun-ul din jocul respectiv. Trimiteți-i la SoundGuy, SoundGuy o să ascult chestia și o să fie like, a, deci tu vrei o chestie care este din un tempo, așa, și să ai sol la chei când începe, am înțeles. Deci, well, you don't need to know that, dar trebuie să știți să-i explicați lui cam ce aveți în minte. Și o listă de muzică. Dacă spui că vreau ceva rock, dar nu vreau foarte dark, dar vreau la gothic, trimiteți-i whatever the hell. Ok, și asta e functional specification. Problemele cel mai frecvente pe care le-am văzut cu alți oameni care au lucrat sau cu efectiv oameni din industrie, la AAA, care se plâng de obicei când citesc game design documents, că sunt la oameni mai juniori, că sunt probleme care au văzut de-al timpului, ar fi următoare. Lipsa de detalii a elementelor prezentate slash descrise. Nu e nimic, dar să nu mă iau acum de tine când spun chestia, dar ca să dau exemplu ce înseamnă lipsa de detalii. Dar, ca este mare omoare, ca game mechanic. Și am întrebat, cum moare? Când îl omoară ceva din dreapta. Dacă programatorul citea chestia asta, probabil că punea o condiție, punea un nu știu, făcea un sistem de detecție doar în dreapta. Dacă vreodată ar fi atins un amic pe Mario, dar flagrant, știi, like, vine textura, textura lui Mario nu ar fi pățit nimic, adică dacă era din dreapta. Așa scrie în game design document, așa fac șeful, nici o problemă. Și tu nu-i spui programatorul propriu zis cum anume să facă orice sistem de coliziune. Toată lumea care lucrează din proiect, din echipa ta pe acest proiect, ei vor influența game design-ul proiectului pe baza nu știu, deciziilor pe care le iau. De obicei, programatorii vor modifica cel mai grav game design. Game design propun. Eu spun că vreau o minge care se cadă, vă puteți imagina că este un număr foarte mare în modul în care minge cu ascară. Cu ascară așa și rămâne așa, ascară așa, poate să cadă la ei. O grămadă de moduri. Cum a interpretat programatorul? Pe baza cuvintelor voastre, așa o să fac. N-ai fost suficient de grav, asolv, n-ai fost suficient de detaliat, asolv, o stat în 2 săptămâni și pe deci dacă Mario moare doar cu prin chestii la dreapta, well, you're gonna have a really boring game în momentul ăla. Ok. Lipsa de consistența materialului. Asta e un problem pe care am întâlnit-o eu mai mult personal, dar am văzut că mai există și în industrie. Să zicem că cineva să facă un game designer. V-am zis că chestiile astea chiar pot fi destul de mari. Măcar 20 pagini pentru un joc micuț. Și vezi așa ceva în genul, pagina 5, vă spunea el despre lume, habar la super vie, super plină de viață, și prin pagina 13, nu știu ce văd, și că având în vedere că totul este împunecat și așa mai departe. When did Armageddon happen? Este noapte. Faptul că s-au gândit la ceva inițial și cât a trecut timpul și a tot scris, nu știu, probabil s-au apucat, au jucat Dark Souls sau habar la ce joc, și a, trebuie să bag și asta în joc. Faptul că a adăugat acele elemente strică din consistența game design document-ului în sine, dar și a experienței ca jocul nu o să-l facă. O să ai o parte care chiar nu și o parte care dar, sau cumva altă să-ți facă același joc. Ok. Asta este problema cea mai des întâlnită a treia. Asta o am avut și eu. Asta cred că mai am și eu. Foarte mulți o avem. Trebuie doar să înțelegem. Avem nevoie de feedback la când se întâmplă chestia asta. Prea multă informație. Da. Și eu aș putea, probabil, chiar trebuie să fac 300 pagini de game design document, dar chiar m-aș eleva. Dar nu este cazul. Chiar nu este nevoit suficient 300 pagini pentru lumea. Probabil sistemul monetizare mai pune 5 pagini, dar atât. There's a limit. Și tu, ca game designer, trebuie să-ți dai seama când pur și simplu descrii prea mult chestii. Când spui că vreau la... Uite, să luăm cutia cu semnul întrebării. Vreau să aibă nu știu câte șuruburi, cutia pe ea, și nu vreau să fie foarte agresivă sau foarte... să-ți iasă foarte mult în evidență, vreau să fie ceva domnul, dar nu foarte diferit, deci vă dați, mă pierd, ajung să pierzi la un dat în detalii, din dorința de a fi cât mai explicit domn. Că la un moment dat, reacția pe care o să aibă toată lumea care o să-ți citească documentul, o să fie exact ce am pus eu în paranteză. Like, what the fuck, man, blah, 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 prea mult. Mult prea mult. Ok, și material contradictoriu. Din nou, uneori, uiți sau pur și simplu îți vin alte idei și
vezi la un moment dat că citind game design, dar A egal cu B. Trei pagini mai acolo, A diferit B. Și reacția ta în momentul ăla ca programator, ca game designer, din nou, ce am pus în paranteză. Încercați să vă asigurați că până și voi ca game designer vă urmăriți ca lumea ceea ce scrieți voi. Și nu ajungeți să vă contraziceți. Când ai ajuns să-ți pui informații contradictorie în game design documentul tău, nimeni nu mai are să vă spune. Deci, literal, după aceea trebuie să muncești mult să-i recunoști pe oamenii aia. Poți fi like man. Tu nici măcar nu știi atât la ce scrii tu și nu vrei ca noi să înțelegem dacă tu nu ești în stare? Ok, technical specification, aici nu o să stăm în tantă, am lucrurile astea de câte ceasă. Am nevoie să vă lăsa pe 18.47. O, aici e rău, dar bine. O să stăm, bine. O să fim plini și foarte doar. Dacă la un moment dat, în timpul prezentării, când aveți orice fel de întrebare, ceva nu este clar, ceva este prea complex, ceva este prea neclar, să mă întrerupeți fără nicio problemă. Dacă nu vă este clar, vă degeaba vă dau eu lingura. Bun, technical specification, la început, când faceți primele jocuri, nu v-aș recomanda foarte mult să intrați în chestia asta. Asta e mai mult pentru game designerii care sunt și programatori sau pentru, nu știu, oameni care au făcut 30 de jocuri până acum și știu clar ce vor de la un joc, pe ce sisteme, pe ce shaderi, pe ce bla bla să axeze. Cine o să citească chestia asta? E programmerul, technicalul, directorul programului, basically. Și ce conține? Game physics. Când v-am spus chestiile astea aici, v-am pus să-ți fie cât mai clar e posibil. Vreți de tipul Colin McRae care e simulator de raliu, oh my god, ai dat cu 60 la ori peste o pietricică, ți-o zburat mașina și motorul și așa mai departe? Sau vreți umbli-dumbli physics, whatever umbli-dumbli means? Așa, ce aș recomanda la technical specification în toate astea sunt, e partea a doua, control scheme. Acțiuni legate în butoane. Dacă mie mi se pare ca game designer că am studiat psihologia omului și am observat de-a lungul timpului, dacă un user vrea să sară un personaj, care este asta pe care am pasat mai Space. Normal. Deci spun că cu space se sare. By default, we use space blue jump. Dacă vreau ca, dacă am un first person shooter și vreau să vreau. Care cred? Nu spune click-ul, o să-l vezi pe programator la două dimineața, îți pune butonul de aici, dacă are la mouse. Și tu nu o să-l probabil ai, ai un mouse pe care nu are butonul de aia și o să vezi, o să fii like, I'm not shooting, e pe click. See, the problem order? Da. Așa. Și tot felul de chestii astea, dacă aveți acțiuni specifice. A, și acum ar veni faza aia din, din Battlefield, era cel mai prost exemplu de quick time event și interacțiuni și la și prima oară, mi se pare, deci, the worst game design ever. Aveai la un dat, nu știu ce e o secvență în asta cinematică, tu și echipa ta de trei oameni ați trecut prin 5.000 de pușcături, cade o clădire peste voi, bla, bla, super intens, super acțiune. Comandantul tău care te-a ajutat de nu știu câte ori te-a prins, te-a ridicat, te-a aruncat, bla, bla, dar nu mai suni, e prins sub o bucată mare de ciment. Deci nu se pune problema, nici nu își pune niciunul din caractere problema. N-am putea să ridicăm bucată de ciment. Nu, nimeni nu își pune problema asta, e ceva extraordinar, e uman. În schimb, te duci, te pune, te obligă cinematica să te duci în fața lui, ajunge în fața lui, te apleci și ăla spune că nu, go without me. Și îți apare din sub quick time event, press F to cut. Și apreci F și îl vezi pe ăla. Și dai picior. Și după aia îți moare comandantul normal, că altfel n-ar mai fi poveste. Și după aia ai cât timp e în mormântare și ai toată familia acolo, care merge și moare, în fața secretului, press F to pay respects. Măi, ce prost a făcut-o, da. Probabil că n-ar fi fost la fel de nasunt dacă nu puneam aceeași tastă pe care a folosit-o în arte. Ai tăiat piciorul cu also pay respect. Da. Poate. Așa. Și de asemenea, dacă plănuiți să adăugați fie suport pe mai multe tipuri de controlere, pe un gamepad, de exemplu, să vă asigurați, mai ales pe gamepad, cum mapați butoanele foarte clar din start și gândiți chiar butoanele în sine cât mai ok posibil. Like, right trigger de acum e basically the norm to shoot, AOE, the norm, AOE, ce-am făcut? Parcă AOE, X-ul, ce-ul, în funcție de ce știu ție. B-ul? AOE este pentru laserie. Da. AOE, cel e la jos. Și ăla e pentru laserie, da. Și că cam așa mai amintește. Și unii le mai pun B, unii le mai pun B și în momentul ăla sunt like, oameni, dar mindfuck, man, acum trebuie să mă obișnuiesc să sar cu B-ul. Da, și puneți acolo și un schimb de control cu gamepad, cu mouse, bla bla, dar faceți VR, cu atât mai important este să explicați exact ce se întâmplă. Camera control și asta v-aș recomanda să puneți în technical specification. Dacă e statică sau dinamică, de exemplu, la un joc third person, cine controlează camera? Eu, ca în Assassin's Creed, sau
AI-ul calculatorului ca în Devil May Cry și ajungi la fazele alea super tâmpite, ai ajuns într-o cameră, camera aici și tot plin. Și exact când ai nevoie să dai în ăla, s-a modificat camera. Ai trecut cu un pixel mai la stânga față decât era pus acolo. Trebuie pus în toate chestiile astea, cât de repede se rotește camera, cât de repede se apropie camera. La Journey, dacă o să căutați pe internet, este un studiu de mai ce-o făcut ei cu camera în jocul lor. Nu prea ai, mă rog, ai oarecum control asupra camerei, ai control asupra camerei, dar din cauza stilului grafic și arhitecturii din joc, la un moment dat s-ar putea să zicem că ai un stâlp uriaș, masiv, din beton, și personajul tău poate o să treacă lângă stâlp așa, nu știu, o să desenez eu 3D, dar hai să încercăm. Zicem. Mă, dar oricum, stai liniște, cum se vede. E, dar măcar pentru cei de stat poate. Ok, și să zicem că tu ești aici și tu vrei să mergi așa pe lângă stâlp. Și vă imaginați că asta e un unghi, da? Și camera vine după tine din spatele tău așa. În principiu, când ai ajunge aici, ai trecut din unghi, să înțelegi ceva ce am desenat sau poți să desenezi mai departe. Când ai ajunge după unghi, camera ta, în principiu, ar trebui să piardă vizibilitatea asupra ta pentru măcar o secundă, până când din nou se redresează în jurul tău. Și pentru Journey, eu zic că este foarte important ca mereu să rămâi conectat cu personajul. Că era design principle, design goal la ei. Musai niciodată, nu trebuie ca tu, ca player, să nu-ți mai vezi personajul în lume. Pentru că o lume mult prea frumoasă și modul în care personajul interacționează cu lumea e o experiență artistică. Și ei, de fapt, aruncă rail în continuu în toate direcțiile la cameră, până când găsesc primul obstacol. Deja când găsesc un obstacol, are un sistem de predicții, camera by default din Journey, doar când te apropii de pillar și mai ales când ai ajuns deja la munchie, să zicem că tu, camera era așa și... Dacă merge așa și vrei să faci munchie așa. Wow! Să zicem, whatever, să zicem că aici, exact la încheietura mea, e munchia și aici e stâlpul în sine, când tu ești pe aici și doar o leapă înclin înspre dreapta și camera aici, din start camera îți vine aici. Deci deja își dă seama că probabil, man, nu știu ce ai să faci, dar I'm gonna lose you, I'm not gonna lose you. Și când pe stânga nu găsesc obstacol, nu e nicio problemă. Când, să zicem că ai merge așa, că ai foarte multe scene în Journey când camera e din lateral, când ai merge așa, la un moment dat vei da peste clădiri distruse și ai, să zicem, arcada de la ușă. În momentul ăla, camera nu mai are cum să te mai prinde. Orice ar face, decât dacă s-ar pune aici, ca să poată să te treacă pe lângă arcada. Vă imaginați că arcada e așa, tu treci cu personajul așa și fiind arcada cam atât de groasă, dar vei pierde viziunea. În momentul ăla e apropie camera foarte mult. Ca exact când a trecut pixelul de atat, l-ai și văzut. Deci aproape nici nu l-ai văzut vreodată din vizor tot. Ceva din personaj tot ai văzut și chiar o parte semnificativă. Și da, deci asta poate fi specificat. Tehnici de cameră, tehnici și viteze de rotație sau de apropiere, respectiv reguli speciale, cum am dat de exemplu în Journey. Cum să nu faceți, niciodată ca în Devil May Cry 3. Este cea mai proastă cameră din planeta asta, literalmente jumate din joc, te bați off-screen. Și Dark Souls urmează. Dark Souls urmează, dar celălalt nu a foarte mult camera. Da, dar la 3, dar la Dark Souls mă mai joc, Că știi, bine, mai pot controla camera puțin. Dar dă-i încolo la mă, ceva, să mă urmă încolo asta. Da. Dacă chiar și așa, deci vă imaginați, acolo cât de cât din mouse, din gamepad, o mai miști, știi? E ok. În Devil May Cry, cum o decizi game designerul cum vrea el ca tot nivelul ăla să se vadă, așa se vedea. Nu-ți place? Sol. Da, sol, da, și la primele prețipuri și aveai niște zone din alea, nu la primul, avea chiar zonele alea pentru super experiență cinematică, la vremea ei au fost super cinematic. Deci cine a jucat când se părcea Sands of Time când a apărut, când vedeai cum a gândit la camera acolo și tot, totul se potrivea, toată acțiunea se potrivea pe ecran, aia a fost a genius. Ăla la Devil May Cry ar fi trebuit să înveți lor. Bun, AI. La AI se poate scrie un document din genul ăsta M1, de la ce fel de behavior are, la cât de departe merge pathfinder-ul lui, cât de mult o să urmărească, ce anume l-ar determina să urmărească, ce anume trigger-se, ce anume de-trigger-se, bla 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 bla. Aici pune doar ce mai important. Așa, și am pus, include un comportament de bază, o să stai tu după aia cu lead programul și technical director-ul, mai în particular la cine romantice să discutați ce o să faceți. El doar, tipii ăștia, au doar nevoie să-și dea seama cum se gândească toată structura de cod
cât să asiguri că toată viziunea ta se îndeplinește. Și anume că, uite, aș vrea ca ai una scoasă sală. Să zicem că... Dar nu, like literally, te gândești că de aiuri în jocul sală. Este o mențiune foarte importantă. La foarte mulți băieții nu sală, apar la aceea sală. Vreau ca, dacă eu mă pun în legi sau urc o scară, vreau ca aiuri să vină după mine. Sau vreau ca aiuri să nu îndrăznească niciodată să vină după mine. Vreau ca în bariu, aiuri mereu merge stânga. Whatever happens, no matter what, just go left. Nu poți să go left și vei avea cazul în mare când broscuțele alea gumbans. N-au cum să go left, când deodată obstacol, mai trebuie să go left. Și tot așa. Și asta este path lor. Ok, pathfinding, ce anume trigger, așa, selecția jucătorului, dacă ai, nu știu, un joc de strategie, cum își ia aiul, cum își prioritizează targetul. By default, merge după ăla care are cea mai multă viață, merge după ăla care are cea mai mult damage, merge după ăla care are cea mai puțin viață, merge pe healer, merge pe tank, merge pe DPS, bla bla, spuneți voi, reactivitate, etc. Și multiplayer. Aici, din nou, cunoscători o să zic, mai am vreau client server, mai am vreau peer-to-peer. Cum anume eu o să compensați latency? Din nou, dacă știți bine, dacă nu, sper să aveți un programator care știe. Și dați about it la technical specification. E fix? Este fix. Eu aș recomanda să luăm o proastă să facem foarte cald aici. Ok. E ok? Ok. Da, și deschidem și toate geamurile. Deschidem geamurile. Da. Ușa-i deschide, da? Da. Take 5. Și vrim. Vă recomand să vă ieșiți dacă vă considerați că eu o să vă gândiți la
aici. Dar nu știu, sincer, dacă aș, sincer, nu știu dacă aș mai închide geamurile. Deci mie mie atât de mult de chestia asta de, mă rog, mi-e șurică dure, dar e mai mult de oxigenare, ca acum și noi o cameră la birou, dacă nu dai cum l-ai menționat, nu-ți dai seama, dar de ce toți oamenii parcă încep să... Și, like, seriously, aia e, like, perfect de medic în chestie. Așa. Mă rog că avem plante. Poftim? Mă rog că avem plante. Mă rog că avem, dar nu, camera aia are plante în meeting? Da, păi nu, după două ore de stat în meeting, suntem văzut tare toți, deci ok. Mă plante. Așa, unde a rămas. Multiplayer, bla, bla, bla. Îs tot felul de tehnici de compensare de latency, depinde de la joc la joc, dacă ai un joc de strategie, când alunii între ei input-ul, dacă ai un joc de habar la acrobații, cum anume compensezi pentru latency, tehnici, tehnici, tehnici. Ce v-aș recomanda pentru compensare de latency? Să vă uitați la dev blog-ul de la cei la Blizzard pentru Overwatch, cum, care a fost metoda lor de a soluționa toată problema de cine are dreptate mai mult, spune. Dacă se poate și să mai mă zic din fine, peste codul lui Carmen de la Quake 3, dacă vreți să vedeți supărat în bunul, să fiți manual. Da. Pe care și Call of Duty funcționează în ziua de astăzi, pe engine-ul de la Quake 3. Da. Dar lăsând asta la o parte, la blogul ăla de la Overwatch, chiar o s-a pus foarte interesant problema. Ok, să zicem că am pe cineva care fuge, care are un ping X, și altcineva care încearcă să-l împuște pe ăla cu un ping Y. Pe cine prioritizăm? În ce circunstanțe. Și ei au, ei au zis că s-au focusat în codul lor să prioritizeze shooter first. Cine împușcă, are prioritate. Deci, în Overwatch, dacă chiar țineți cont de chestia asta, mai bine decât să fugiți de către cineva, e să încercați să fugiți de acel cineva și să-l și împușcați în același timp. S-ar putea să vă dea o prioritate când faceți escape-ul de la bulletul lui. Just say. Bun, problemele cel mai frecvente la technical specification, ca de obicei generalizarea informației, a.k.a. lipsa de detalii, când am spus aici, ok, nu știu, vreau, nu știu să zicem că zic la programatorul la linii meu, vreau camera să miște foarte repede. Define foarte repede, poate ci foarte repede și îi se face lui rău și el este genul de om care are rău de la mașină, este stupid din cer pentru tine. Și mai departe. Asta este, ca de obicei, pistolul este asigur că dai exact specificația care trebuie cu detaliile care trebuie. Omiterea informației. Că vreau multiplayer, nu știu, 4 oameni pe aceeași hartă. Și el îți face o hartă, că, nu știu, îți gândești înainte o hartă super bine optimizată pentru 4 oameni, îți dai cam atâta, un om cam atâta, super bine. A, dar nu, eu vreau în harta asta să fie open world, cât, nu știu, 42 km ca dată pe el. Ai bine, dar nu de așa. Sau game designerul în sine a dedicat prea puțin research și sau timp pentru problema pe care o ridicat-o. Este o problemă, aș vrea ca AI-ul să fie foarte, nu știu, să învețe de la tine. AI-ul poate să învețe foarte mult de la tine. Poate să învețe, nu știu, tacticele tale, poate să deducă încotro ai încercat să iei cover, poate să deducă 15 de teste. Faptul că spui că vreau ca AI-ul să ducă într-un, să înveți de la tine, înseamnă și te întreabă ce anume înseamnă asta pentru tine și spui, na, nu știu, te prinzi tu, înseamnă că tu nu te dedici suficient. Puțin research, timp trebuie investit la chestia asta tehnică, când o să ajungeți la ea. Momentan a început game physics, control scheme și camera. Și la AI mare pe scurt, iar la multiplayer, var pe scurt, doar dacă știți. Dacă nu, lăsați în seama programatorului, el știe ce să fac. Sau dacă nu știu, o să afli el ce o să trebuie să fac. Ok. Production și implementation phase. Aici e super simplu. Cine trebuie? Level design, respectând specificațiile din the design phase. Când am descris, probabil, acolo toate mecanicile, am spus exact și cam cum îmi imaginez că ar fi nivelele, că ar fi nivele mari, că ar fi nivele mici, că ar fi nivele foarte mult structurate pe verticală, a.k.a. Dark Souls, Dark Souls 1 și 2, în special, totuși, și chiar și 3, la 3 mai puțin, de acum, că aveam mai multe memorii la dispoziție, aveam mai multe memorii la dispoziție băieții, ei, literalmente, au dat verticală. Foarte, foarte mult de joc este așa. It's amazing. Nu știu dacă să vă uitați odată bine, să vă uitați o chestie de level design la Dark Souls. E, oh my god. E într atât de bun, câți dintre voi au jucat Dark Souls până acum. Ok. Ca să vă imaginați unul, Dark Souls nu are loading screen, nu are treceri de la nivel la nivel cu loading. Nu. Tot jocul care este imens, 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 imens,
funcționează, deci joci ca pad dacă chiar ai devotamentul necesar. Și dacă nu mori, poți să-l joci dintr-un singur loc. Mai mai avea la mine trei, când deschidea o parte sau ceva, aveai anume și nu ai cum faunul când foloseau ca să mai... Ca să schimbezi niște date. Dar tu să te iei în loc dintr-o dată? Mai bine. Așa e, așa e, așa e. Alea erau tricurile lor de animație, că când ai uși masiv care de deschis, vede că personajul se chinuie să-l deschide, de fapt ei în momentul ăla eliberează chestii din zona precedentă foarte încărcate și generează, mă rog, sau și randează mai bine zona din față. Și ție nu știu că ți-a 5-7 secunde să deschide. Și nu mai bine, știi? Și n-a pus niciodată să vezi 5 după uși decât pe la jumătate când îți deschise. Și exact așa se randea așa. Sunt foarte inteligenți băieții. Dar, din nou, poți joci tot ca coadă și ce le-au permis foarte mult la chestia asta, trebuie să te gândești, dacă gândești jocul în landscape, tot, caracterul tău trebuie să ai viziune. Puțin, chiar și super low poly, trebuie să încarci modelele, puțin trebuie să încarci texturi. Când la ei vertical, bun, tot uiți și nu vezi nimic. Mă rog, vezi o perete. Restul este ascuns deasupra ta sau de desubtul tău. Niciodată nu este pe ecran, niciodată nu se randează. Problem sau. Așa. Și cât timp se face și level design-ul. Level design-ul în sine se poate face în foarte multe feluri. Eu sunt genul mai non-artistic și mai non-practic, după cum ați observat, și mie îmi place mai mult hârtie. Când vă zic non-artistic și non-practic și îmi place pe hârtie, o să vedeți care era alternativa mai practică și mai artistică. Și mie îmi place pe hârtie, literalmente. Dacă am, nu știu, să zicem că aș lucra la Assassin's Creed, că e un interpret să nu mai cunoscut, dacă aș lucra la Assassin's Creed, efectiv mă mapez eu pe o hârtie, ca și cum aș putea așa, toată zona și așa mai departe, după aia mai pun în legendă chestii speciale, ok. Cu roșu desenez toți pereții care sunt de 30 de metri. Cu asta și așa mai departe. Și după aia, dacă mă enervez, mă duc și la programator și o fac în baza schiței mele să fac și un generator de nivel, unde roșu literalmente înseamnă un zid de 30 de metri și așa mai departe. Și după aia ai pus un engine și decorat cu 5 miliarde de chestii. Mie îmi place pe hârtie, pun quest-urile pe hârtie, pun toată acțiunea, tot ce o să ai vreo, comori, health, potion, tot, pun pe hârtie. Varianta mai faină, mai practică, mai artistică, Lego, și uite, sunt de atâtea nivel, deci Ubisoft lucrează cu Lego, nu numai Ubisoft, la Witcher, deci băieții au o combinație între Lego și plastilină și efectiv la Witcher 3, dacă l-ați jucat, dacă ați văzut măcar în trailer, să vedeți cât de masiv este lumea, ei au chestia aia în companii făcute din clay toate și that shit's amazing. Și mai au și artiști mei, sculptori 3D, doar la care se duc și pun mâna și fac, oh my god, vrei să-ți fac și cascada cu curci din clay? Eu cred că dacă mă chinui pot să fac și asta. Când spui clay, înseamnă lut. Da. Okay. Plastilină. Okay. Așa. Bun, și cât timp să... Deci, în production și implementation phase, numai aici poate avea loc level design, pentru că deja tot designul este completat. Acum că știm mecanicile și cum poate să interacționeze jucătorul, acum dar putem să facem nivelurile și facem și producția în același timp, programăm, creăm cărți de a copii, 2D, 3D, tot băgăm în joc și așa mai departe. Cu cât se tot întâmplă chestia asta, se vor fi modificări de la viziunea inițială, de la designul inițial. La început am zis că vreau ca Mario să poată când îl atinge ceva din dreapta. Jucând jocul, am observat, mă rog, jucând prototipul, chestia asta în production, am observat că parcă aș vrea să mă oroș clinica de ceva în cap. Parcă ar fi niște dinamici care aș vrea să vină și din stânga și îmi implementez chiar la mare exact, cred că ăsta e și tipul dinamic, primul dinamic care îți vine din stânga, bulletul ăla, ca să-ți spargă din rutina de bumbaz care tot vine din dreapta. Nu, în principal primul e World 2 în peliuța aia care v-au găsit cu bumbaz, efectivul care să lovește de ceva și se întoarce în direcția aia care poți să se apoi el să-l calce. Și vine de la stânga. E introdus în scenă inițial venit din dreapta și așa s-a pus de inițial deja să fie înțeles. Da, înțeles. După aia chiar da, vine bullet. Da, după aia vine bullet care din start vine din stânga. Da, și documentul de design va fi în continuu modificat. Toată lumea o să vină cu sugestii, toată lumea o să aibă idei, o să le modifice. Să modifice. Unele vor fi foarte bune, de care trebuie să țineți seama, altele vor fi foarte proaste și trebuie să știți să spuneți nu într-un mod diplomatic. Ceea ce este important în toată experiența asta e să aveți întotdeauna o minte deschisă. Dacă eu vreodată scriu o bucată de chestii de design care, evident, mie mi se pare the best fucking idea de planeta asta, cum ar putea să fie diferit față de cum am gândit-o eu, și vine cineva la mine și îmi spune că, da, de ce mă faci așa? Eu trec prin următorul scenariu în capul meu. Da, ideea mea este bestială, dar ăsta este un posibil user.
care el și fie o jucat prototipul și lui s-a părut non-fun, sau și-a imaginat în sine jocul și lui s-a părut ceva un-fun. Când el îmi spune de ce n-ai vrea să, de ce nu faci așa, m-aș uita foarte atent la el și îmi spune, de ce crezi că nu poți face? Și după ce aud și explicația și argumentele sale, îmi trec prin propria mea rațiune și dacă are dreptate, da, și ai perfect de dreptate. Am venit o prost, mare nu trebuie să aibă fiecare lege, doar pe la dreapta. Hai să facem și la stânga, că asta ne deschide o eră complet nou de oportunități. Sau îmi spune că, nu știu, vreau ca mare să aibă triple jump când începe jocul cu mine, ca să sar doar o dată, well, go fuck yourself, că aia e that's a stupid thing. You're ruining the game. E prea ușor după aia. Și mai departe. Și atât. Tipsuri din experiența mea, ca să faceți un game design doar cum foarte bun, și eu am început de la Super Zero, like abar nu aveam cum să face și căutam pe internet, ok, how to write a good game design document, și mergeam pe primul search de la Google, luam pe ăla, începeam să scriu așa, a doua zi uitam link-ul și iarăși dădeam how to write a good game design document, dădeam pe primul link, era totul altceva, totul alt template, mă sătuia like aproape opus. Astea sunt chestiile pe care eu le-am descoperit mergând prin super tâmpit. Să fie ușor, vizibil. Fii ușor de citit când eu ți-l arunc în față, să nu vezi doar text, este text și să fii like, cum nici n-am nici cea mai mic chef să-ți citesc prostia asta. Trebuie să mă motivezi cu oameni să citească. Nimănui nu-i place să citească, ar prefera să vadă un video cu tine, vorbind și spunând, n-ar fi fain dacă am avea gumba asta, ar vin așa, preferam dacă ai putea să și codezi jocuri, să mai și desenezi și tu, ai fi super. Dar trebuie să-i motivezi să-l citească. Și pentru asta recomand să puneți de obicei foarte mult spațiu peste tot. Este tot un foarte mult spațiu. Headers, de fiecare dată să fie cu bold. Absolut orice este important și măcar cu chestiile alea vreau să rețin oamenii, puneți bold, este bold, este bold. Nu mă interesează dacă arată așa. Și bold mult acolo, sau e bold mult acolo. Bold. Că unii oameni nu stau și citesc. Și măcar părțile alea care le-am pus bold să le citească pe alea. Așa, spațiu între paragrafe, musai, când v-a apucat și plântit somn bucata de ce înseamnă săritul și le explicați, poți să sar așa. Dacă sar așa, vreau să sar mai mult așa decât așa și când sar așa, vreau să sar așa. Omul se plictisește. Și măcar dați-mi voi să înțeleagă când s-a terminat ideea aia boring, peste care n-are chef acum, că se poate să treacă ușor la orice altceva dacă n-are chef să citească prostia. Așa, și linii cât mai scurt, cât puteți să explicați mai succint și în propoziții, în fraze cât mai scurt, cât mai bine. Asta este chestia la care mă chinui eu cel mai mult. Îmi place foarte mult să detaliez și eu sunt genul de persoană care când citesc, eu pot să urmăresc cu o frază foarte bună. Când am scris eu game design document, apare nu toată lumea este Alexandru Cărțanu. Și foarte mulți oameni au spus, măcar dacă ai separat fraza asta în două propoziții, aș înțelege tot. Așa nu mai înțeleg absolut nimic. Terminat. Și mă întreb, dacă e game design document și mă apuc și-mi caut toate frazele lungi și mă apuc și pun punct undeva la jumătate și le fac să aibă sens. Păi da, pentru că altfel nu mai înțelege omul nimic, și stă și lucrează două săptămâni degeaba și mă duc la el și zic, de ce? Păi asta e ce am înțeles. Da. Pe lângă faptul că scrieți, ca game designer, trebuie să-și comunicați foarte mult și foarte bine. If you're not the social guy, well, become the social guy. If you don't want to become the social guy, don't worry, you will become the social guy. Nu pentru că vrei tu să te duci să vorbești cu oameni, spune programator și o zică, când ai zis glonte de bazuca, aș te refer. Vrei să lasi fum? Vrei să nu lasi fum? Vrei să faci bun mare? Vrei să faci bun mic? Vrei să pice? Să aibă bullet drop? Vrei doar să meargă drept? Nu vrei să fii bazul. Și asta stresezi toată lumea la cap. În continuu și în continuu și în continuu. Artistul să fii, când ai să măciu cu mare, ce fel de măciu cu mare? Vrei mare la capăt? Vrei toată măciuca mare? Vrei bună aia mic și restul măciuc și mare? Vrei măciuca suprins cu domnul? Și așa mai departe. Și va trebui să explici foarte clar înainte. Nu, va trebui să explici clar și prin viuvirea echipei și mai am aici să vă dau un exemplu când am scris că explic cu clar echipei planul tău măreț înainte să le cer ceva. Să zicem că eu am o idee foarte, foarte, foarte faină și extraordinară, dar n-am comunicat-o la echipă. Eu doar le-am zis trebuie să fie A și B așa, știu eu de ce. Don't judge it, o să vedeți că nu o să întâmple. Am pus niște fail-uri pe care le-am luat de pe internet. Și primul fail se referă exact la chestia asta, când ai un plan măreț și nu-l explici niciodată clar. Citește? Se vede? Am să o las să știți. Am prea bun după bun ce-am spus. Nu am bold pe acolo? Nu știu. It's ok. Tu nu erai important. Păi, dar asta e un exemplu de fail, nu? Da, asta e un exemplu de fail. Asta e ce înseamnă când tu, ca game designer, echipei tale nu le-ai explicat planul tău măreț înainte.
te rog. Scuze că am băcat. Când ați mai? Vedeți și până în spate? Deci lasă, sigur, că game designerul ăla avea toate motivele să pun carcanele alea înainte. Dacă el nu comunică exact, uite, de asta și de asta, că A și B să fie aici, păi după aia lași la liberă interpretare. Eu am să-mi imaginez ca artist, din ce vrei cu chestia asta și dacă tot stau și-mi imaginez, why just leave it as a unicorn? N-ar fi mai fain? Why just leave it as a horse? Nu mai bine ar fi un unicorn, un foaie, sfiș, cămilă în același timp. Și dacă, din nou, dacă nu explici, s-ar dă și cazul cu programatorul, ce ai cu programatorul, l-a făcut super în faza aia. Just as the constellation of C++ is rising in the west. Și se întâmplă chestii din astea. Deci dacă aveți a huge master plan, comunicați-l înainte. Revenim. Secretul stă în detalii. Cum am supra-folosit exemplul pe care l-ai dat tu astăzi și îmi cer discuții în faza cu Mario să moară de la dreapta, detalii din tipul ăsta, că vreau să moară, că faci collision în felul ăsta și în felul ăsta și în felul ăsta și să nu moară. Dacă am luat steluța, nu mai contează unde am făcut collision și așa mai departe. Astea sunt detalii și modul în care tu reușești să te gândești la toate posibilitățile, la toate cazurile, la toate detaliile, să le explici într-un mod cât mai ușor și prin înțeles echipei tale. That makes you a great game designer. Și that makes you a great game design document. Ceva la care am citit și după ce am terminat paragraful ăla de citit, mi este perfect, clar, deci aproape cum împărtășim aceeași viziune. Aproape eu pot să-mi imaginez exact lumea pe care ți-o imaginez tu. Și de asta zic secretul sunt în detalii. Formatul text nu mai este suficient uneori. Go, bla, bla, go, bla, 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 învățați, vorbiți. Dacă sunteți mai rușinoși, nu e nicio problemă, sunt sigur programatorul care trebuie să ia ordine la voi. Nu e nici el mai super social and stuff. Artistul, el oricum o să-ți vorbească niște termeni pe care nu-i înțelegi, tu duci la el și spui da. Și el întrebi nimic când ai înțeles. Așa. Și pregătește alternative în zone sensibile / neclare. Dacă știi, să zicem, că ar fi un risc în proiect, voi vă bazați pe... Să luăm exact ce v-am spus mai vreme în Dark Souls. Dacă voi vă bazați, aveți tot jocul fără loading screen. Și da, mergeți pe verticală și așa mai departe, cât să ascundeți toate obiectele și toate texturile. Dar să încercați să vă gândiți și la soluții și la alternative. Chiar dacă din când în când, dacă nu ne iese, când terminăm production-ul sau când ajungem în weight production și avem suficiente obiecte 3D pe care să ne băgăm în joc, dacă nu ne iese frame-urile pe secundă în momentul ăla, ce am putea să facem? Și vii tu din start cu soluții și alternative la problemele cel mai sensibil. Hai să punem niște uși, just in case. Care ascund partea care ar trebui să fie randată în spate și nici măcar aproape nu generează obiectele, îmi generează doar jumătate din el. Și restul jumătății le pun cumva, le generează în funcție de obiectul principal care există acolo. Și astea sunt tot felul de soluții la care vă puteți gândi. Așa și mai aveam un fel bun și e mult mai scurt decât nebunia asta de text. Asta e ce înseamnă să mă explicați bine detalii. Oh my god. Sau tu? What? Eu
luat acreditul pe mod. Așa, da. De una din încălzire de pe chat, prezentarea va fi disponibilă pe GDD în caz da, că vrea da, cineva da, să se uite, să nu trebuiască să vâneze da, slide-ul da, pe da, video? Da. O să fie disponibilă și mai am, o să mai adaug, am un template acasă pentru un game design document și literalmente dacă sunteți stupid de lene și chiar n-ați înțeles nimic din ce am zis acum, vă pune acolo. Aveți cuprins, dați click pe cuprins și acolo vă duce. Prima chestie. Characters, să zicem, characters. Super. Și vă pune în descriere. Here you will write about all the characters in your game, bla bla bla. Deci da, voi pune și chestii și prezentarea asta și niște chestii bune. Bine, de fapt, astea sunt foarte utile. O să iau eu un pic discuția până devin la colegii de întrebări. Deci asta face parte cumva, să zicem, dintr-o standardizare. Adică nu-i neapărat că ești, n-aș recomanda să folosești un template pentru că ești leneș, ci pentru a utiliza, să zicem, că ești un studio și faci mai multe jocuri sau faci sequel-uri sau faci mai multe moduri la un joc. Faptul că toate pleacă de la același template face ca toată lumea să vorbească cumva același limbaj. Da, și odată ce ai trecut prin procesul ăsta și folosești un anumit template, a doua oară când vii cu același template, deja pleci, nu știu, 30% mai ușor. Agree. Problema este că după aia când încerci să conversezi cu altcineva din industrie, mergând pe un template bătut în cui o perioadă de timp, după aia tu ai așteptări de la cealaltă persoană. Când vorbești cu un game designer, după aia să zicem că la tu ai template, ai sub game mechanics, ai nu știu ce chestii, o subdiviziune, habar, n-am, nu știu. Whatever. Și duci la amicul tău și spui, și tu cum faci acolo? Și ăla o să fii like, what the heck is that? Deci nu știi să faci game design, până asta 10 jocuri până acum, nu știi de asta? Like super basic și așa mai departe. Și template-urile în sine nu sunt bune, pentru că diferă foarte mult un game design document de la proiect la proiect, de la echipă la echipă. Ca să vă dau un exemplu foarte simplu de înțeles. Hai zicem aici, da? Eu am pus și este musai, dacă ai un joc, spui partea de istorie de-a lui. La Angry Birds, credeți că exista story? La Angry Birds, nu la Angry Birds, am dat un exemplu chiar bun. Dar putea să ai story. Flappy. Credeți că aia s-a mai obosit, măcar să mai gândească, în cuprins, să șteargă, nu cuprins. Nu, ei erau like, ok, game mechanics. The bird falls, when you tap, it jumps, if it collides up or down with anything, then start over. And you count pipes. That's all, you count pipes. Asta cred că e 3 din game design document. Asta o să mă întâlnesc și au făcut cumva un game design. Da, asta dacă și nu că și-au. Da. Și chiar un exemplu mai devreme, nu vreau să aveți impresia greșită, chiar dacă ești un singur om și lucrezi la o idee foarte simplă, tot recomand să-ți faci orice fel de document în care să pui măcar chestiile esențiale și de bază, că altfel ajungem la... Feature briefing. Poți să ai ideea super simpluță, eu doar vreau un Flappy Bird și după aia te trezești cu lasere și pisici care cad de peste tot. Nu, nu. Pune-ți, bate-ți în cui ce vrei să faci, realizează bucata aia, dacă chiar ai un feature care contează incredibil de mult pentru experiența pe care ai gândit-o deja, da. Dacă adaug o nouă versiune de gameplay sau de mecanici complet noi care se distanțează din ideea ta originală, nu mai veniți termin ideea originală și după aia înainte să implementezi ce vrei, că lansezi versiunea 1, înainte să-ți faci mecanica asta nouă sau feature-ul ăsta nou pentru versiunea 2. Și te oprești să lansezi două versiuni. Nobody. Da. Da, o să avem și prezentarea și niște bonusuri. Scuze, vrei să spun. Da, eu mai devreme la fața cu partea cu level design în sine. Face prefer hârtia, alții sunt acurat deci cu Lego. Observ că așa este super comod când e vorba de designer non-tehnici. Mai puțin la partea de designer care sunt artiști și care aștia de asta fac niște cote, deci cum poți să fici unul de nivelare și să faci niște desene super variate. Dar ce părere ai să folosești tu, gen cugetat, altul mai pe editor, pentru nivelul de concept direct. O chestie care după aia și aici nivelul la toată lumea, vine programatorul de tabla, îți interpretează formatul la școala asta voastră. Ar fi super dacă ar exista. Se pare că ție ți-e mai accesibil când faci pe hârtie, vreau să înveți
program de genul ăsta de editare special pentru hărți sau? Din punctul meu de vedere, nu. Nu consider că mie personal mi-ar fi mai greu. Poți să imaginezi persoane care n-ar avea chef să vezi un tur. La finalul zilei ei s-au singur momentul. Cel mult ce aș face eu cu posibilitatea turului tău, prima oară aș face eu un nivel din hârtie, exact cum mă gândesc eu, fără să am niciun fel de restricție sau să urmăresc un set de reguli anume inclus în editor. L-aș băga eu pe la în nivel să văd cum arată nivelul meu de hârtie și după aceea aș încerca, nu știu, un al doilea nivel sau poate chiar același nivel, să fac din start ca coadă doar dintr-un editor special și simplu după aceea. Și dacă it fits, super. If it doesn't fit, asta nu înseamnă renunț la editor. Editorul is gonna save your fucking life. Te duci la programator și îi spui, hey bro, vezi că aici nu-mi place cum se pune acoperișul pe clădiri, vreau să poți să vă împrădă și unghiul. Do that, make that happen. Durează mult? Da, dacă da, well, bine, am să fac tot mai puțin acoperișul și pe acoperișul o să fac eu din unghiul. Dar un tool din asta deja presupune că cineva din echipa ta a lucrat și a făcut un astfel de tool când se te ajută. Și deci faptul că eu l-aș mai împinge la acel story, mai pune și asta, mai fac și asta, viața mai ușoară, ar fi super. Nici cât să fiu leneș. Dar nici cât să ai el prea mult timp liber cu mine. Pentru că dacă ziceam să nu am fiut eu un soft de program, de idei mai simplu, nu este ceva. Pentru care e dat? Pentru că ar da să fie level design? Da. Ziceam că aș putea pe mulțime și... Să mă crez că am încercat cu chestia alea mai avansate și drept. Nu știu față de SketchUp, că nu l-am folosit pe ăsta până acum, dar am încercat cu Blender. Wow. Ok, bine, I tried Blender, să încerc doar să fac un fel de vag concept la ce înțelegeam eu dintr-o armă. De ce vrei să construiești o casă folosind o rachetă asta? Da, într-adevăr. Iar eu m-am distanțat foarte mult de partea practică, propriu zis, de artă. Am avut eu experiențe foarte nefaste cu arta, de când eram în liceu. Desenat ceva la ora de desen, voi zis desenați la legere și am desenat un copac și a venit profa la mine și mi-a zis ce om frumos. Și eu din momentul ăla niciodată n-am mai îndrăznit să mai desenez ceva, știi, like, să-mi pun sufletul să desenez ceva. Și când desenez o hartă de sus în jos, oh, ai, like, super, să pot să fac cât de mari vreau cercurile și cât de mici vreau pătratele și să înțelege. This is my zone, this is my tavern, this is my bridge. This is the water flowing under the bridge. This is my room. See? Super simplu. Și după ce stau lângă un artist sau lângă un modelator, pot stau să explic toată chestia cât să-mi înțeleagă dezvăluitura. Evident, pot să-și depun un efort. Cât pot eu din mult ca omul să înțeleagă să fie cât mai ușor, să nu-și pun întrebări existențiale când îi arăt foaia în față, să fie like, man, asta e moartea, dar... Like, I did not, n-am terminat facultatea de arte ca să interpretez așa ceva. Dar n-am încercat. E și o chestie că de ce am putut în start că pune niște 3 dimensiuni, așa, dacă folosești o chestie care e 2D sau efectiv un Photoshop pe care nu știu, mai grid-ul peste tot pe perete și pui, sau Excel, am ajuns da, să fie ceva de 2 dimensiuni. Se mai ușor să te primi. Și înțeleg că am zis IQ-ul meu în momentul ăla. Să repet faza cu copac. Da, fix să repet faza cu copac. Nu, în principiu, pentru prototipul, dacă aș merge, să zicem, pentru un nivel în sine, m-aș băga în el. Fac un trag, un cup, un fac plane, și după aia m-am făcut cu cerculețe și cu chestiuțe de genul ăsta. Mai trebuie și bani online și un extrud. Nu știam și de asta aveam o lună și notă, dar spun, stă la casă, că e mai treabă. Cred că e mai bine să-l văd și vizual, că like, poți să înțeleg că... Super. It's complicated. Puțin mai tare, te rog. Zice că am mai mult timp, am căutat pe internet game design domeniu. Și am găsit un exemplu, era de la Băiașul. Însă ceea ce am observat acolo era că erau imagini și din meniul și cum arată meniul și astea, erau imagini din actualul joc. Acel mai era game plan de meniul. Să dădea cum o să rucem aici. Adică, inițial, care o să fie prima dată, nu o să fie ceva
dezvoltare. Poți fi client. Exact asta ce am pus aici. Deci în timpul producției și a implementării se revizuiește continuu game design document. Prin revizuire, la asta vă referam, se tot adaptează. Că o mecanică am încercat-o și nu știu, am zis jetpack că trebuie să mă propulseze în sus și mi-am dat seama timpul jocului că parcă mai fain dacă mă propulsează în sus și în față. Mă duc după aceea în game design document rapid și modific și după aceea anunț modificarea. În principiu, ai putea la începutul game design documentului tău, înainte de prima pagină, poți să-ți pui acolo un fel de tabel și spui versiunea, în ce dată a fost făcut, în ce dată a fost updatat și după aceea când se uită cineva din echipă, nu mai trebuie să mai duci cu personal la fiecare parte și să-i întrebi, să le spui la fiecare, uite, am modificat aici, stuiți, uite, am modificat aici, stuiți, bla bla. Nu, poți pur și simplu să pui o chestie în sistemul ăsta de versionare și după aia ceea ce ai modificat, poți să discuți cu echipa, poți să faci ca programare, literalmente de spui. Când faci o modificare, pui tot textul ăla între asta și asta. Și eu dau control find în document, nu stau să caut în document, caut asta în document, bam, îți dă. Da, și probabil ceea ce ai văzut tu, tot mergând în production, în loc de mock-up-urile alea care erau în design phase, după aia și-a datau ca să poată să le arate eu la toată echipa că, băi, guys, știu că voi programați, dar și nu voi dați absolut loc la build-ul din joc. Dar așa arată UI, fain, nu? foarte mult timp să vă gândiți la absolut tot, chiar dacă îți pare o pierdere de vreme.
o să vă scutească de luni, dacă lucrați la ceva mare, sau săptămâni, dacă lucrați la ceva mic, de a vă tot scrie cod, șterge cod, distruge jumate din nivel, că, dar de fapt mecanica asta nu era deloc bună. Dacă aș fi stat 5 minute în plus și m-aș fi gândit cum ar fi mers în joc, probabil nici n-aș mai fi implementat deloc. So just take your time and do it. Și dacă se poate, faceți documentul cu calculator, faceți 5 minute. Faceți o descriere mai frumosare, faceți un gen rapid și se duce cu el frumos. N-ai atingează pe o platformă și nu e un loc. E întotdeauna de apreciat. Sau dacă îți place hârtia cum e Alex, faci un flipbook din ăla, știi, iei 50 de pagini. Da. Și scrie, stai pe după. Și e și mai mișto așa, că dai direct în mâine, mi-a plăcut din prisa. Da, stai pe scroll cu calculator. O chestie pe care am mai văzut tot așa în industrie, foarte mult game design. Mereu spun, după ce s-ai terminat game design document-ul, prima versiune și pe care o consider ca fiind oarecum finalul, măcar la partea de design phase, când ai gândit toate mecanicile și le-ai și detaliat, să le printezi și le pui în hârtie și în hârtie le dai la oameni. Și el, nu știu, știu că un tip dădea un exemplu foarte aia și spunea că tu dai seama că doar programatorul la două dimineața după ce crap codul și tot sistemul pentru a 13 oară, ce crezi că are de făcut mai bine? Nu, cât timp își dai reboot sistemul, știi ce bine merg două pagini din your game design document sau artistul 3D, ia 4 ore să randeze scena. Sure, am vrei de scris să crea, altceva mai bun oricum n-am de făcut. Și chiar și eu mai am ideea de să fii totul pus pe hârtie și să o am fizic în mână. Poți să fac comentarii, poți să șterg, oh, it's amazing. Ce fac pe piece of paper și niște cuvinte. De când așa se răspare. Alte întrebări. Bun, și de exemplu, dacă ai parte de AI la un joc și tu... Am parte de... Parte de AI. Ok. Și vrei să faci stare. Așa. Și totuși, nu știu, ajungi în conflict în care programatorul zice că nu ai cum chestia asta sau imposibil. Nu am dat să fie ceva care, nu știu, poate programatorul două cu spai imposibil de făcut, cum încerci să rezolvi chestia asta, conflictul ăsta? În principiu, găsesc să fie, prima oară încerc să găsesc un artificiu. Am să zic, ok, nu o să sară, dar cum dau impresia că o să sară? Cum prostesc jucătorul să creadă că de fapt omul ăla sară? Că o zis și ce vreau chestia asta afară. Eu propus programator, hai facem asta din animație și doar o ridicăm noi, nu știu cum, la o chestie prestabilită. Mie îmi venea în idee că nu fac să sară dinamic, ci că să detectezi obstacolul și să-i pun un waypoint în față. În cazul jocului la CPN era pe aia, deci da, poți să înțeleg că nu prea ai atât de mult wiggle room cu resursele. Dar în mod normal, dacă vreau să... Nu avea atunci, cel puțin. Da, nu avea atunci. Prima generație de aia. Da, probabil că atunci nu avea. Dar chiar dacă și acum s-ar pune problema asta, și să nu poți să faci să sară like, dinamic, să aibă el his own reasoning în spate, poți să-mi faci face, aș detecta chestia, să zicem că el trebuie să ajungă, el mă urmărește pe mine, el e aici, eu sunt aici, pentru noi doi este un perete peste care eu am sărit, să ajungă în fața peretului și să blocheze. Să like, știi, like, oh, how am I gonna solve this problem? Ai partea de programare din spate, să detectezi obiectul din fața lui, probabil chestia de nivelare este un obiect în sine. Și de la aia trebuie să-mi ia proprietatea, să vadă cât din alte este, e raportat față de el, îi pun un waypoint în față și de acolo, ca să vezi, începe animații din aia foarte ciudată și plastică și el se ridică. Pe animație și crede-mă, dacă finisezi animația aia, chiar o să dea impresia că e so procesul în spate la AI, he's dynamically climbing, e nu știu cum, și sigur o căutat și-a putea cea mai scurt, bla bla. Nu, doar îl ridică, îi pun transform, un Y în sus. Plus, 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 enough. Acum e X-ul? Enough, ok. Mai trebuie să fiți, după aia trebuie să faci și animații din cădere de sus, cât coboară. Ești mai din programatorii nene și ar să-ți revine cu artiști și spun nu, îl teleportezi direct acolo și pune să... Dacă nu se uită jucătorul, bani mai ai bufu, știi, mai zic asta, instant teleport. Fac o explozie pe partea altă pe aia. Instant teleport în momentul ăla, dacă aș putea, da. Și o să fie jucătorul, like, how the fuck did you do that? Și o să fie mai... Dinamic ceva în genul I'm Jesus, mă duc. Și n-am nicio problemă cu asta. Super ok. Nu, în mod normal să evitați chestia de teleportare. Nu. E foarte noi pentru jucători. Am citit studii. Și e foarte noi pentru jucători. Apropo de chestia cu teleportarea, zice că trebuie definit conceptul de teleportare. Un inamic, în mod normal, este undeva
Și instantaneu trece prin piatră, foc, apă, parcurge distanțe incredibil de mari, inuman de mari, în fracțiuni de secunde, ca prin magie. Asta e ce înțeleg teleportare. Ok, deci tu dacă în momentul ăsta ai dispărea și ai apărea 10 cm o leacă mai la dreapta, nu e teleportare. Nu, e o problemă la Matrix. Nu schimbă ceva. Trebuie să crezi centimetri. Dacă aș sta fix în poziția asta, da. Și m-aș mișca, și m-aș apărea. Dar deci nu respecti definiția ta. Ok. Da, da, eu spuneam document și că trebuie să se implică și la foarte multe detalii. Mi-era mai ușor. Enemy here, you blink, enemy there. Dar poate n-am inclus în foarte rapid. Mă uit la Fury și îmi dau exemplu boss care de, într-o secundă e aici și mai are un dash așa. Și e legit. Ne bine, să ai eu doar pe PlayStation acum merge. Dacă era pe Xbox, cred că dura mai mult. Da, fair enough, fair enough. Și am ajungem la chance mai devreme, că nu ai dat suficient. Da, e un combo foarte delicat chestia asta și nu, like, chiar în glumă e panoram, dar e un combo foarte delicat între a da foarte multe detalii și a da foarte puțin multe detalii. Cam asta e rezultatul ședinței, când ai dat un design și dai multe sau dai puține detalii, doar dacă e foarte o să ai. Da. Până la un moment dat cineva o capă pe omul, se zică despre ce vorbiți aici, te vină și nu-i dat și partea cea mai ok la chestia asta e, la un moment dat îți cunoști echipa foarte bine și îți dai seama cum să comunici cu fiecare parte cât să le explici cel mai bine. Rolul tău de game designer și la extra credit, dacă poți uita la chestia aia. So you want to be a game designer. Și ce anume să vreți, îți spun. Prima și cea mai importantă calitate a unui game designer care vine în fața tuturor oricăror alte caracteristici sau requirement-uri este comunicarea. Aia am rămas prost, mă, ce e. Man, trebuie să știu jocul, trebuie să știu artă, trebuie să știu nu știu ce, bla bla bla. Nu să spui tu mie comunicare. Și el îți spune, vei discuta foarte multe persoane din domeniu, foarte diferite. De la programmers, to artists, to marketing guys, to producers, bla 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 bla. Trebuie să știi să le vorbești la fiecare. De asta e un template-ul ăsta de game design pe care l-am arătat aici. Am vrut să adaug partea de concept phase, partea de game concept, partea de cum anume vinding după aceea la investitori. Și veți observa că fiecare dată probabil o să schimbați și limbajul. Dacă în design phase poți să mergi pe ceva mai informal și să spun I want the enemy to go boom. Când știu că toată lumea din echipă avem noi un inside joke și toată lumea știe ce înseamnă boom, la un investitor nu poți să-i zic, and when you kill the enemies, they go boom. Poți să uite investitor la mine și să-i zică, I shouldn't be here, în cazul ăsta. Then your project goes, poof, the chase, my friend. Da. Și vei învăța cât de-a lungul timpului cum să comunici cu echipa și cât de multe detalii are nevoie cineva ca să înțeleagă și așa mai departe. La ce cheamă mai mult? Ce-a dus în eu? În ideea că am renunțat de mult să-ți mai explic. Mulțumesc. Așa. Da, făcut. Mai stau și mai vorbesc despre partea a doua sau vreți ok de aici? Este 8 fără 7 minute. Nu, mai nici. Ca să vedeți mai mult partea Oxygen Generation. Partea de oricum, eu mai aveam câteva idei care nu erau neapărat întrebări, dar sunt prea mari ca să le deschid. Acum doar o să le enunț pentru, să zic, un fel de teaser pentru o eventuală viitoare întâlnire. Mi-ar plăcea să discutăm despre ce înseamnă să fie game design versus level design, game level design. și cum treci de la unul la celălalt, unde, mă rog, poate fi aceeași persoană, dar dacă proiectul e mai mare, probabil că vor fi persoane diferite. Uh-huh. Și cum, care e drumul dintr-o flow, cum aș fi într-o parte în cealaltă, asta ar fi un subiect interesant, zic eu. A ieșit foarte puțin din prezentarea ta, mă rog, nici n-a fost scopul neapărat, dar din prezentarea ta rezultă cumva că game designerul e așa un fel de mentat din ăsta, știi, care este capabil să vadă în viitor și să scrie pe hârtie, știi, ca un fel de Moise cu Biblia sau ceva de genul ăsta, știi? Și toată lumea după aia face ce zice acolo. În realitate, ar fi un proces cumva mult mai iterativ, este mult colaborativ. Și practic, nu știu cât de mult s-a înțeles că practic tu ai arătat aici
Mă rog, el se cheamă Game Design Document, unul singur, dar de fapt ele sunt mai multe. Când faci, da, când faci game concept-ul, aceea este o chestie scurtuță care transmite lui Bunica, de exemplu, foarte repede despre ce e vorba. Game Proposal are alt scop, când faci Functional Design are alt scop, când faci Level Documentation Design are alt scop și mai departe. Adică, cumva, lucrurile astea, felul în care este flow-ul și cum se duce înainte, back and forth, știi? Cum se duce înainte și înapoi și dacă unul din noi găsește pe internet, un exemplu, Game Design Document, și-l vede acolo și zice, oh my god, deci omul ăla a stat într-o noapte și a visat cum o să fie UI-ul de la Bioshock. Îți imaginezi chestia asta? Și, evident că nu s-a întâmplat așa. Na. O parte din el, probabil, a visat. În orice caz, deci asta ar fi, probabil un alt subiect foarte, foarte interesant de exploatat. În cazul ăsta, ca să mă asigur că acoper clarificarea asta, scopul meu, prezentarea asta, e dacă voi luați exact ce e aici, puteți să vă apucați și să faceți un document de tipul ăsta, intrați Google Drive, dați nou la document acolo și dacă respectați o structură, unul, veți avea o structură, decât mindless de writing un game mechanic aici, după aia spui că a, da, ce fain ar fi dacă toate clădirile ar fi nu știu cum și după aia pe o poză cu o clădire și după aia, nu. Însăși, organizarea conținutului și pus pe pașii ăștia este extraordinar de important, deci sunt. Din state așa să economisești și să găsești unde informația, când știi care o structură, nu mai să vezi cum se comportă mare, în moment, în ce citești cum se există, găsi tot să nu știu bani. Dar mă ții și pe mine atras, această problemă. Știu, cu toții știm că mai degrabă ai vrea să, nu știu, să vorbești cu cineva, să-ți explice toate chestiile astea în față. Ai preferat, nu știu, să mă înregistrezi și să pun un video explicând fiecare idee, mai fac un desen, mai dau din mâini și îți explic mai bine și mai departe. Nu vei avea acum. Că ai să dori un programator lucrează sau este o echipă într-o atât de mare, nu poți să răspunzi la 200 de oameni. Și în cazul ăsta trebuie să ai un document cât mai ok, care îți explică viziunea ta sau viziunea tuturor. Este irelevant dacă doar game designer să fie aici sau nu când dacă doar. Nu e cum să fac game designer, să fac game design document, e de preferat. Se presupune că you have knowledge in that stuff. Da, bine, dar totuși trebuie să existe un ultim responsabil, pentru că dacă sunt mai multe persoane, chiar și două, care editează același document, inevitabil, după o perioadă de timp, îți apar probleme de consistență. Eu nu, în cazul meu, niciodată nu dau voie să editez documentul. Numai eu le editez. Asta, și prin asta recomand, adică chiar dacă, ok, bun, eu vin ca programator, îți spun, uite, asta nu se poate, sau mă rog, nu că nu se poate, orice se poate. Este prea greu. It's literally, vrei să muncești 3 luni de zile ca să sară peste o cutie? Faci treaba asta, dar nu cred că se merită. Da, exact, mai mult scoate cutiile din joc complet. Da. Așa e, da. Something like that. Și atunci tu ai discuția asta, spui, ok, bun, care ar fi soluția? Ajungi la o concluzie. Concluzia o discuți cu oricine este, nu știu ce, se schimbă documentul, dar o persoană, efectiv, care este responsabil de schimba documentul, trebuie să fie una singură. Și să, să zic așa, pe românește, trebuie să-și o ia dacă faci inconsistență. Adică dacă tu ai decis că, uite, din cauza că pe nivelul nu știu care cutia respectivă trebuie să dispară, de exemplu, care n-are niciun sens momentan, poate că faptul că acea cutie a dispărut îți schimbă story-ul. Nu, dar da? Poate să-mi schimb complet mecanic. Poate să schimbi mecanica, poate să schimbi altceva. Sau să fac altele mult mai relevante, știi? Sau poate să, poate că tu îți pune un quest ca să faci nu știu ce chestii pe care trebuia să faci cu aia pe cutia. Exact. Să și după aceea tu faci cu restaurant și se termină jocul și what the fuck, de ce m-am pus? Da, ai câteva mergi, dar tu du-te, într-adevăr, așa e. Și de aceea este important, indiferent de cât de mare este echipa, de aceea există un senior game designer care până la urmă are ultimul cuvânt. Asta e la ce mă refeream când am zis și partea asta de vei discuta cu ei că întotdeauna va veni feedback de la echipă și va trebui să porți conversații ca game designer, fie că vrei sau că nu vrei. Și spuneam de partea aia când aud o idee nouă care poate îmi contrazice ideea mea și la asta mă refeream când spuneam, ok, o iau în considerare, ascult argumentele, în funcție de chestia asta îmi dau seama dacă da, ai dreptate, deci ergo modific documentul de game design, nu ai dreptate, I'm sorry, pur și simplu
Nu consider că ceea ce spuneai tu era healthy for the game. În principiu, când mie mi se întâmplă ca să zic cuiva că mi-a acertat, mai cer o părere de la altceva. Ca să mă asigur că nu-i doar... Ca game designer e foarte periculos să devii prea atașat de idei. Game designer foarte bun, nici nu se atașează de ideea lor. Deci dacă eu îți spun, vin la tine ca străin după ce tu te-ai chinuit 9 luni și ai făcut un joc și ți-ți pare the best thing de la StarCraft cu acești, și eu vin și îți spun, it's not fun, it's boring, it's a piece of shit. Și tu spui, no, tu n-ai văzut produsul terminat. You suck. În momentul ăla. Nu eu vin și îți spun, you suck, nu, nu mai poți să-ți mai vezi tu propriul tău produs. Ți-l vezi printr-o pereche de alți ori și cred că chiar după ce o să ajung la final. Pentru că eu dacă aș juca un astfel de prototip, eu iau în considerare că tot ce văd este un prototip, deci nu o să fie, nu o să asemene cu produsul meu. N-ai artă, n-ai grafică, n-ai mecanici de filmul din sat, n-ai controlul din sat și iau calculul ăsta că nu dau feedback. Dar dacă eu îmi dau feedback cu ceva și spun că that's the thing, nu-i fun, și îmi spui că n-am văzut produsul final, you gotta reassess yourself. Și trebuie să poți să primești feedback, oricât de dur este. Chiar dacă este mecanica în jurul căruia se învârtea tot jocul. Și tu ai creat un joc cu prejudiciul acelui mecanic. Dacă eu nu dat și spun că de-aia ți-a râs, tu să poate am dreptate, poate n-am dreptate. Mai au părere. Dar trebuie să-ți spui problema. De ce îi spun eu că nu-i fan? Poate că mecanica ta este bună, dar nu știu, zicem că ai un joc în care ai o tornadă, ca, nu știu, personajul tău este mereu într-o tornadă și bla bla bla. Și eu poate spun că de-aia toată ideea asta de personaj în tornadă sucks. Și să fii like, ok, de ce? Și poate că singurul motiv pentru care pentru mine suck era că mă învârteai foarte repede în tornadă. Poate dacă mi-ai dat o leacă din când în când să pot să mă stabilizez și așa mai departe. Și nu-ți modific mecanica ta. Mă faci și pe mine fericit. Îți păstrezi și tornada ta și jucători din nou tornadei. Isn't that ok? Dar să-i spui la omul din start că ok, suck și spui no. No, nu știi, nu înțelegi, pleacă. Nu mai vii la mine astea acum acolo, îți mai arăt ce prototip nimic. Nu, află de ce. S-ar putea să ai cu perfect dreptate. Unor alii este rău de mașină, unii oameni sunt alergici la albine, alții sunt alergici la albine. Tu trebuie să încerci să mulțumești pe tăsul. Tu râzi, dar eu chiar sunt alergici la albine, like for real. De asta am și dat exemplul ăla extrem. Și like, da, și în mod normal, n-ai luat considerare oameni din aceștia. Dar probabil că eu când văd lămâni într-un joc, eu mor. Hai, îți faci creat și mine să... Înțeleg că ți-a plăcut foarte mult Lemonade Tycoon. Poftim? Lemonade Tycoon. Da, Lemonade Tycoon. Best of ever. Eram like more sugar. Da. Ok. Cred că ar trebui să încheiem de acum, pentru că există un risc foarte pragmatic și acela de a dormi peste noapte în facultate. Am înțeles. No problem. Ok. Oricât de comod ar suna și tentant ar fi... Deci nu. Da, ai tentat la cum ai deci nu. Ok, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Tu îți făceai griji că nu ai cum să ajungi la 2 ore, se pare că nu știu cum să te mai opresc acum. Deci, vă tunel. Așa, și na, sper să fie... Rămas cu ceva. Am rămas cu niște păreri despre tine, da? Serios? Nu știu, măi, oricare de doctor scenariu, dulce, probabil. Așa, așa. Și sper că, este a doua dintr-o serie de întâlniri pe tema game design, care chiar cred că nu este suficient, nu știu, și măcar nu suntem suficient de aware de lucrurile care sunt necesare pe partea asta. Pot eu să văd un altul pare super scurt? Te rog. De la un moment dat zice că de boring era că știam că să fie boring. Deci am și scris asta, it's gonna be boring, it's a game design document discussion. We're not talking about mechanics sau storylines sau cum se dezvolți un caracter sau cum se face femei non-sexualized din video game și totul să fie appealing. Nu, vorbim de world. That shit's boring. So sper că nu v-ați plictisit, sincer. Știu că sunt genul mai funny și încerc să introduc umor de fiecare dată, nu este boring stuff. Și în special modest. Cel mai modest. Ok. Da. Mulțumesc celor care au participat de acasă și cei care, eu știu, poate... Tu făceai aici atunci când te-am scos de pe cameră, de acum te-am pus înapoi, gata. E în regulă. Bun. Thanks for being here. Right. Ok. Bun. La revedere și ne vedem joi la o nouă întâlnire. Yep. Despre freelancing. Cu Tudor. Cu Tudor. Para achar